Școala Magnum Dance Reșița reia cursurile de dans și organizează clase noi de cursanți, atât pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani, cât și pentru adulți dansatori. La noi la școală, cursurile de dans pentru copiii mici îmbină disciplina, învățarea și dezvoltarea fiecăruia cu multă distracție și veselie. De asemenea, copiii mai mari învață ce înseamnă munca, pasiunea și rezultatele pe care ni le aduc acestea. Nici adulții nu se lasă mai prejos, ei dansează săptămânal și învață să se deconecteze de viața cotidiană și să se relaxeze. Școala Magnum Dance, deja cunoscută în cele trei orașe unde își desfășoară activitatea, Reșița, Caransebeș și Oțelul Roșu, organizează cursuri de dansuri pentru copii, mici și mari, dansuri distractive, de societate, dans sportiv și de performanță. În gama de dansuri pentru adulți, fie pentru ladies, fie pentru perechi, se regăsesc dansuri de societate, cum ar fi vals, tango, blues, disco fox, cha-cha, samba, rumba, bachata, salsa, kizomba, dar și folclor de diferite naționalități, coreografii pentru dansul mirilor, cam tot ce trebuie să știi ca să dansezi la un party reușit, la o nuntă, majorat sau la un revelion. Luna septembrie ne aduce pe toți la școală, în sălile Magnum Dance. Pentru înscrieri, contactați-ne la numărul de telefon 0745-210-421 sau urmăriți Magnum Dance Reșița pe rețelele de socializare. Ne găsiți în Caransebeș, Reșița și Oțelul Roșu. Dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Fapte. Iată, vorbeam înainte de a începe emisiunea cu interlocutorii mei că după aproape 3 ani de zile, într-o formulă frumoasă aici în studioul Oameni și Fapte, Felix Borcean, primarul municipiului Caransebeș și domnul Radian Drumbravă, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș. Bună seara! Bună seara! În urmă cu aproape 3 ani îl prezentați pe domnul Drumbravă chiar la mine în emisiune, ca fiind manager interimar pe vremea aceea. Între timp a dat un concurs, iată, s-a împământenit și a rădăcinat aici la Caransebeș, dumnealui fiind de aproape de aici, nu de la Borlova, spun bine. Turnurie. La Turnurieni. Bună seara încă o dată. Am încercat o formulă de acest gen pentru că ne-am întâlnit, cred că ieri, la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș, într-o frumoasă renovare, reabilitare. Am vrut să vedem și noi ce s-a mai întâmplat nou acolo la spital și am văzut o reabilitare frumoasă a secției de psihiatrie, o secție care se află la etajul întâi al spitalului din Caransebeș. Dumneavoastră, domnule primar, ați vrut să vedeți ce s-a făcut acolo, cu bani de la spital de altfel, dar spitalul depinde de primăria Caransebeș și dacă dumneavoastră a dat bani poate pentru gaz, curent și alte cele, iată, spitalul a avut bani să investească în reabilitări, în vor și dotări acolo la psihiatrie. Să mai facă și ei, nu doar din partea noastră. Nu, e o inițiativă lăudabilă și faptul că, de fapt, a fost o realizare mixtă, adică au avut și un sprijin privat din partea domnului Preda, care nu este la prima ispravă de genul ăsta și îl felicit pentru că se implică atât de mult în renovarea și reabilitarea. Și de asemenea, ieri l-ați prezentat așa, domnul Tibi. Eu așa l-am auzit, dar la doamna, cred că doamna doctor nu știa este exact cum îl cheamă pe domnul Tibi. Noi îi spunem Tibi, de fapt pe el cheamă Ioan Svetcu. Lumea știe de Tibi Jupa, da, cam așa. Tibi de la Jupa, care pe lângă fapt
A realizat foarte multe lucrări în spitalul din Caransebeș. A venit și cu o sponsorizare pentru zona de bucătărie, nu? Pentru zona sala de mese, sala de mese a secției de psihiatrie. De asemenea, aplauze pentru această faptă. Știți, domnule primar, că acum trebuie să fiu un pic și de acidă, pentru că acești oameni care se uită la noi că v-am chemat aici numai să vă laud. Nu, nu e cazul. Așa mă cunoașteți pe mine, cam gura un pic, cam iute, așa. Nu te-am pus niciodată să nimeni să fie alcalin. Așa este. Spuneați de Tibi, dar domnul Bebe Pasăre, viceprimarul municipiului, a acuzat că este constructorul de casă al primăriei. Dacă era el acuzat că și el și-ar aduce în eventualitatea unei realizări la primărie. Am să argumentez și lucrul acesta dacă suntem în emisiune. Chiar am spus că a realizat multe lucrări la Spitalul din Caransebeș și nu numai. Și toate lucrările au fost bine realizate și toate lucrările au fost executate pe bani puțini. La Spitalul din Caransebeș în mandatul trecut am avut câteva lucrări realizate de această firmă, condusă de Tibi, care au fost și cercetate. Au fost tot felul de reclamații, din partea nu știu cui. Nici nu are rost să insistăm pe tema aceasta. Însă, la acest control, toate lucrările au ieșit ca fiind subevaluate. Cu 3.000, cu 10.000 de lei, cu 6.000 sau nu știu ce alte sume. Fapt ce mi-a dat încredere și de-a lungul timpului, ori de câte ori am avut nevoie, direct primăria sau managementul spitalului, domnul manager Adrian Dumbrava, a apelat la Tibi fiind foarte operativ. Foarte operativ, o mână de lucru bună, corectă și ieftină, până la urmă. Că asta ne interesează, să avem o lucrare de calitate și pe bani cât mai puțin. Dar de unde știți că este ieftin? Ați avut o comparație? Ați avut o formă păi de dacă, comparație? Păi dacă au fost evaluatori în acea cercetare care s-a produs în urmă cu câțiva ani, și da, putem să discutăm și de prețuri și de... și acei evaluatori care au venit pe baza unor reclamații care presupuneau niște dosare la vremea respectivă. Știți cât de zbuciumat a fost mandatul meu trecut și orice lucru care se întâmpla oriunde era cercetat. Deci ați avut, spuneți pe da. Să înțeleg. Am avut reclamații pe lucrările domnului Tibi. Da, probabil cineva, nu știu, a reclamat că se lucrează la spital. Și în urma evaluării, lucrările au ieșit pe bine. Adică... subevaluate. Nu că au ieșit bine, au ieșit subevaluate. Adică cu prețuri mai mici decât se presupunea că e prețul pieței la vremea respectivă. Să nu înțelegi acum că a adus bani de acasă ca să termine lucrarea. Nu, dar se poate lucra și pe bani mai puțin. Adică să nu-și închipuie cineva că noi nu suntem atenți la banul public. Că sigur că îmi convine să vină un constructor și să-mi dea o sumă corectă. Că am mai avut și cazuri în care au venit și au dat o sumă, că nu suntem specialiști. Că am primit o ofertă. După care am comparat-o cu alte, sau mă rog, am cercetat piața și mi s-a părut că prețul a fost prea mare. Acea firmă n-a mai lucrat cu primăria. A avut acea lucrare, a terminat-o, mă rog, condițiile în care a terminat-o, dar din partea primăriei n-a mai primit niciun semnal. Păi și vă dau exemplu, că spuneți că sunteți atenți la banii publici. Ați avut fântâna din centru, fântâna lui Oprea, cum o știe toată lumea. Era gata, placată, se lucrase la ea, s-au asistat lucrările. A fost o lucrare care s-a și a trebuit să o luați de la capăt. Ați pierdut materialul, ați pierdut mâna de lucru. Nu vreau să fac din această emisiune o emisiune de acuze la adresa cuiva. Dar că la vremea respectivă s-a lucrat pripit, fără a fi luate în calcul tot felul de avize care ar fi fost necesare, s-a ajuns la o anumită situație, după care a trebuit să reluăm lucrarea și tot cu Tibi am făcut acea fântână și nu numai, că acolo au mai participat și alte firme care au montat sistemul electric al fântânii și celelalte instalații. Cu tot, da. Da.
Mulțumim frumos, domnule primar. Dăm legătura domnule Adrian Dumbravă. Domnule Dumbravă, vorbeam noi ieri la spital că nu vă opriți aici în 2024 la investiții. Aveați prinse în buget, dacă țin minte, 5 milioane de lei pentru investiții pe 2024. Acum că s-a făcut această lucrare, ce mai urmează? Lucrăm deja la secția de interne, care a fost parțial făcută. Continuăm lucrările acolo. Și săptămâna viitoare ele se vor încheia. O să vă invit să prindem câteva imagini, să vedeți cum o să arate. Secție care e cea mai mare secție din spital, 70 de paturi. Lucrarea este puțin mai amplă. Tot așa, zugrăveli, schimbăm parte din tarchet, parte din mobilier. Și vom continua, așa cum am spus ieri, lucrările de renovare, reabilitare ale spitalului. Acum, la momentul acesta, nu sunt sigur, s-ar putea să începem să reabilităm, unde tot așa e nevoie, secția de cardiologie și secția de neurologie, un etaj mai sus decât secția de interne. Dar voi fi un pic precaut, pentru că banii despre care dumneavoastră vorbeați, suma de 5 milioane pe care am prevăzut în buget și i-am estimat ca și venituri proprii, o să se diminueze, pentru că a avut loc câteva săptămâni în urmă o mărire a salariilor, care ne impactează destul de mult. Eu chiar... Cu cât crește așa bugetul de salarii? Ați făcut o situație? Cât la sută? Circa 20%. 20%. Ceea ce nu este puțin. Din acești 20%, două treimi sunt suportați din Fondul Național. Primim banii de la Minister, prin influență. Dar diferența o suportăm din veniturile proprii, din DRG. Și diferența aceea de 6%, să zic, de cei 20. E mare pentru spital. Înseamnă cam 3 milioane până la sfârșitul anului. Sunt bani mulți. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să mărim veniturile. Chiar joi am convocat un consiliu medical. Ne întâlnim conducerea spitalului cu aproape toți medicii. Consiliul medical înseamnă că nu este consiliul de administrație. Adică nu știu. Să înțeleagă consilierii locali. Știți că ei... Deci doresc să vină la spital. Tot timpul am văzut că în ședințele de consiliu local acuză că nu se țin aceste consilii de administrație. Nu se desfășoară conform grilei lor. Nu se țin când nu facem quorum. Atunci nu avem cum să-i ținem. Dar noi, o dată pe lună, de când am venit eu aici, cred că o dată sau de două ori, n-au fost convocați din motive obiective. În rest, avem o ședință pe lună de fiecare dată. Și în Consiliul Medical le voi expune situația și le voi cere să mărim puțin, să încercăm să mărim veniturile, ca să putem să ne îndeplinim aceste deziderate pe care vi le-am spus pentru anul acesta. Făceam eu o glumă ieri în interviul cu dumneavoastră și cu domnul primar. Domnul primar își vedea obiectivele că trebuie îndeplinite până la sfârșitul anului 2024 și l-am oprit spunându-i că azi este an electoral 2024. Și mandatul dumnealui, domnule primar, când? Iunie? Început de iunie sau cum se termină? Cu o lună înainte? Se termină în octombrie. Sau în octombrie. Dacă... Oricum, linia de în octombrie. Da. Pe dumneavoastră, domnule Dumbravă, vă prinde finalul de an tot la cârma Spitalului Municipal de Urgență? Și vă întreb acest lucru pentru că v-am văzut în spațiu public. Eu aș face o paranteză. Da. Că acum m-am gândit cât aveați voi discuția asta. Cred că este cel mai lung mandat continuu al unui manager, cred că în ultimii, cel puțin în ultimii 10 ani. Aceasta era întrebarea, că ați avut cam zbuciumat așa managementul de la spital în ultimii 4 ani, cred că de fapt în mandatele dumneavoastră. Am avut vreo 7 sau 8 manageri în cei 8 ani, dar 3 ani, iată... Au fost 10 manageri. 10, na, au mai fost 10 manageri din ăștia, așa, cu 12 numiri, pentru că unii dintre ei au fost numiți de două ori. Așa mai fost Cican, care acum schimba, uite, la Orșovare, cred că e la 10-a revenire, în instanță, pe funcția de manager.
Și acum are planul mai mare, și, ați văzut și domnul Cican, prea primar. Dacă ar fi rămas la noi, cred că tot așa se întâmpla, tot era bun. Acum, depășind perioada aceea zbuciumată din anii 2020. Dar a făcut bine Cican, v-a făcut bine dumneavoastră cel puțin în acel moment? A fost la un moment de reviriment. Atunci s-a produs așa un mic cataclism în spital și a fost binevenită prezența lui. Atunci a început revoluția în spitalul din Caransebeș și cumva venirea domnului Dumbravă a adus liniștea, dar totodată și disciplina și seriozitatea, pentru că oamenii au fost un pic cutremurați în perioada Cican. A fost bine, repet, a fost un moment bun, dar poate că fără acel moment, lucrurile, poate că mandatul sau mandatele care au venit ulterior, pe care le-au avut ulterior ceilalți manageri, nu s-ar fi desfășurat chiar așa lejer. Au zis, bă, am scăpat de nebunul ăla, măcar cu ăștia, hai să lăsăm lucrurile să decurgă în mod normal. Acum să nu se supere domnul Cican, probabil se uită sau se va uita pe dată, spun cu drag. Domnul Cican, păcat că l-au gonit pe o doamnă de aici care ne urmărește. Da, nu l-au gonit, că știți că tema mea de campanie a fost revenirea domnului Cican. Mai că la momentul când eu am redevenit primar, când am câștigat mandatul în 2020, i-am propus acest lucru și din motive care țin strict de dumnealui, a refuzat în prima fază, după care s-ar fi gândit, dar între timp a apăruse domnul Dumbravă și am spus... A avut ceva de sănătate, dacă nu mă înșel, în perioada aceea. A fost o chestiune așa mai delicată și... avem manager. Să nu uităm pe domnul doctor Sin, cred că a fost între domnul Cican și domnul manager. Da, și a mai fost și... Cum ați reușit, primar, domnule manager, să impuneți așa, exact ce spunea domnul primar, liniștea aceasta de care avea nevoie urbea noastră, că până la urmă e vorba de comunitatea care vrând nevrând trece pe la spital, fără să faceți atât vulcan pe lângă dumneavoastră, cum a fost domnul Cican? M-ați întrebat... Înainte de a interveni domnul primar. Vreți să vă răspundeți la întrebarea aceea? Cât mandatul meu este până în august 2025. Asta e mandatul meu. August 2025. Atunci se termină mandatul semnat. Nu sunt motive, pentru că eu am în mandatul meu de management am de realizat niște indicatori pe care până la sfârșitul mandatului împărțiți pe ani. Deja mi-am îndeplinit indicatorii până la sfârșitul mandatului. Deci, n-ar fi un motiv ca... Ne laudam noi emisiunea trecută că făcusem un pariu, parcă pe finalul anului 2023. L-ați câștigat, da. Cu reducerea datoriilor și spuneați că mai aveți doar acel proces care era proaspăt. În mai avem termen acolo. Ei, mandatul, așa cum... Știți ce am spus eu de atâtea ori, sau demisia este de când am venit scris în alb, să zic, la domn primar. Vedem ce se întâmplă. Eu misiunea pentru care am venit la spital, am spus eu de câteva ori, după ce s-a îndeplinit în primăvara asta, să zic așa, mi-am îndeplinit-o, pentru asta am venit, pentru spital. Sunt mulțumit cu ce s-a realizat, n-aș fi putut să fac singur dacă n-aș fi avut sprijin. Sprijinul colegilor, sprijinul autorității locale, primărie și sprijin de la factorii externi, să spun așa, persoane fizice, persoane juridice care au înțeles că spitalul este al tuturor și asta e cel mai mare câștig, că lumea a început să empatizeze cu spitalul și să nu arate numai cu degetul. Sigur, mai sunt oameni care nici nu înțeleg fenomenul spitalului, nu știu de unde vin bani, au impresia că ei sunt contribuabili la spital. Nu e așa. Misiunea la spital este continuă. Eu v-am întrebat pentru că v-am văzut în spațiul public, ieșind, nu știu, la o sindrofie, de exemplu, în compania membrilor liberali, de exemplu. După aceea am mai văzut câteva comentarii. Se mai și zvonește că
Domn Bravă este acum, a bătut palma cu PNL, Caran Sebeș. Deși noi știam, adică eu de asta v-am și chemat poate că astăzi să fiți lângă domnul primar aici, să vedem așa face to face cam care sunt declarațiile, pentru că deja se lăudau oamenii din Caran Sebeș că echipa liberală se poate forma și cu Adrian Dumbravă. Nici nu o să infirm și nici nu o să confirm lucrurile acestea, adică nici nu mă interesează. Pentru că, așa cum vă spuneam și ieri, nu am avut o înțelegere în sensul acesta. Adică nu am spus, vii la Caran Sebeș și faci parte sau Adi să spună, o să fiu într-un partid sau în altul, nu ne-am pus problema în maniera asta. El a venit pentru un lucru, pentru spitalul din Caran Sebeș, pentru a optimiza condițiile de lucru, de cazare, de tot ceea ce înseamnă. Și a venit cumva și pentru un vis, că la un moment dat v-a dat aripiunea voastră să visați la un spital nou, domnule primar. Îndrăznesc să cred că a venit oarecum și pentru mine, așa, pentru că a simțit, am empatizat. Pentru că țin minte, pe treptele catedralei la 1 decembrie ați spus, o să avem spital nou, ne dorim să avem spital nou. Este... Ce se va întâmpla? Că ulterior eu am devenit membru PSD, la fel și Adrian Dumbrava a devenit membru PSD, dar lucrurile... Chiar vicepreședinte la un moment dat sau ce a avut în comitetul director și mi-a spus că încă nu se poate. Ați ales administrația. Haideți spitalului. Am mai spus lucrul ăsta și a fost deschis. Eu n-am făcut parte de niciun partid. Am simpatizat și eu, ca oricare român, cu un partid sau cu un alt partid. Am venit la Caran Sebeș pentru spital și am spus-o de fiecare dată. Omul pentru care am venit eu aici era clar că este Felix Borcean. Nu mi-a fost ușor, nu mă victimizez sau până la urmă am venit de drag, dar a trebuit să fac niște modificări în viața mea ca să pot să vin aici. Am venit, nu-mi pare rău că am venit, am intrat împreună în Partidul Social Democrat, amândoi, cu același obiectiv, ca să aducem valoare comunității, eu spitalului și domn primar, am stat mult de vorbă pe tema asta când am făcut pasul, pentru că eu l-am găsit independent aici. Uitați-vă ce lejer privim noi lucrurile din punct de vedere politic și poate domn primar mai lejer decât mine, cum s-au întâmplat lucrurile. Poate că am avut un gust amar până mai săptămânile trecute, în sensul că n-am avut un sprijin foarte mare din partea partidului către spital. S-a întâmplat un lucru foarte frumos, că am primit un proiect, am demarat și noi niște formalități, dar e clar că a fost sprijin politic prin care noi primim 6 milioane de lei, 6 milioane și un pic de lei pentru spital, 2 milioane pentru reabilitare și 4 milioane și un pic pentru aparatură. Săptămânile următoare semnăm contractul de finanțare și ducem toate procedurile de licitație ca să achiziționăm și să facem tot ce trebuie. Este un lucru mare. La fel de bine pot să spun încă o dată. Și am spus-o de când am venit eu în Consiliul Local, în primărie, în 2018. Ăsta a fost motoul și îndemnul meu către consilierii locali de atunci și de acum, că pentru anumite domenii, pentru anumite proiecte ale orașului, ale județului, trebuie să uităm de culoarea politică. Și aici mă refer la proiectele din sănătate, la proiectele din educație, pentru că ele și altele, pentru că ele au un impact major, sunt pentru oameni. Și dacă vedem doar bătălia politică și canele astea, nu putem să facem lucruri serioase pentru oraș. Ei, la fel de bine și-am spus-o de atâtea ori, în legătură cu oricine a făcut ceva pentru spital, știți foarte bine că am mulțumit și așa trebuie să fim. Au fost organizații non-profit. Am făcut tot ce am putut și le-am mulțumit și le mulțumesc și acum. Au fost oameni, candidatul la primăria care înțelege. Oameni, persoane fizice, domnul Rujan, singurul parlamentar care a ajutat din resurse proprii spitalul.
acum a făcut o interpelare cu un grup sau cu toți parlamentarii PNL și am primit, avem deja în buget 1 milion de lei prin Ministerul Sănătății dedicați refacerii blocului operator. Astea sunt lucruri reale. Trebuie să... Și prezența mea, apropo de această lucrare pe care ei au făcut-o, de acest gest frumos, interpelare pe care au făcut-o, n-ar fi fost normal ca dacă sunt invitat și de oricine am fost invitat să nu mă duc. Sigur că au fost discuții, sunt discuții în continuare. Nu este pasiune pentru mine să fac politică. Am spus-o de atâtea ori. Și când am discutat cu un partid sau cu alt partid, că au fost și partide mici, domnul primar știe, au fost... Păi asta spune și domnul primar, că pasiunea lui nu este politică. Dintotdeauna a avut ca slogan de campanie de la aceasta, dar cu toate astea trebuie să... Sigur că, dar nu aceasta pentru este... Pentru comunitate, înclin și eu balanța. Am gândit cam la fel. Nici eu nu mi-am alterat relațiile cu decidenții politici la nivel județean sau la nivel local. Poate că mi le-am alterat puțin în propriul partid, chiar. Deși nu am dorit eu lucrul acesta. Probabil din declarațiile mele, din felul meu de a fi, lucrurile au luat o întorsătură mai puțin firească, dar în ansamblu tot ce am dorit eu să și tot ce am dorit noi să facem în municipiul Caransebeș au fost lucruri firești, lucruri normale, de la dezvoltarea spitalului, a unităților de învățământ și e și greșit să ai relații de relații conflictuale cu factorii politici. Că îl avem acum președinte la Consiliul Județean pe Romeo Dunca. Nu pot să zic că Romeo Dunca a ajutat într-un fel deosebit municipiul Caransebeș. A încercat probabil să facă alocări bugetare echilibrate, la fel cum l-am lăudat la vremea respectivă și pe Silviu Urduzeu, cât a fost președinte și eu eram liberal și am lăudat inițiativele lui, la fel am considerat că e firesc să am aceeași abordare și cu un președinte de altă culoare politică, sau mă rog, eu nici nu aveam culoare politică la vremea respectivă și am încercat să am o relație normală și să o am în continuare, indiferent de partidul din care fac parte. Nu am vrut să-mi distrug relația și am încercat să arăt că se poate face politică și în felul acesta. Și cred că asta este tendința. Că uite, până la urmă, la nivel înalt, cele două partide se înțeleg pentru un scop comun. Pentru, nu știu, acum că au apărut alte partide și care ar putea pune probleme, că e naționalismul, împotriva are o recrudescență în Europa. Și... Dar cred că e bine venită o alianță, o unire a forțelor de bine. Era expresia aceea pe vremuri, oameni de bine, foarte frecvent folosită. Și asta am încercat, inclusiv la nivel local, să nu tot schimbăm tot felul de persoane care aveau o apartenență sau ar fi de altă culoare, de altă culoare politică. Dar se negociază telefonia asta la început de mandat. Să aduc normalitatea. Dacă vă aduceți aminte, în seara câștigării alegerilor, am spus s-a instaurat normalitatea în Caransebeș. Și asta am încercat și cred că am și reușit pe parcursul celor aproape 4 ani de când am acest al doilea mandat, să păstrăm niște oameni pe funcție, oameni care, mă rog, au dovedit că sunt capabili. Nu e bine să tot schimbi persoanele odată cu instaurarea unei noi conduceri, să faci tot felul, să creezi tot felul de valuri. Avem un manager de 3 ani la spitalul din Caransebeș și celelalte funcții sunt ocupate de persoane care știu ce au de făcut și mai există o temă. Eu am fost acuzat de anumite persoane că nu sunt om de echipă. Păi pot să vin cu o grămadă de exemple care să contrazică lucrul acesta. Faptul că păstrezi persoane care la un moment dat mi-au fost potrivnice în lupta asta politică, le-am păstrat, cam cum a procedat Nelson Mandela în Africa de Sud, în momentul în care s-a abolit apartheid-ul, a venit și a spus cine vrea să lucreze cu mine este binevenit să rămână. Oamenii își făceau bagajele acolo pe la administrația prezidențială, erau toți albi,
Veneau președinți dușmanii ocupați. Cred că cel mai bun exemplu este cazul domnului Minea, care, iată, cred că zilele acestea o să aibă o sentință în procesul pe care vi l-a intentat dumneavoastră administrației. Acum, haideți un exemplu. Și rămâne la Transal cu toate acestea. Nu este cel mai bun exemplu. Nu m-am ocupat în mod special de cineva. Adică înțeleg că a plecat, apare și tapăra. Domnul Minea nu are o funcție de conducere. E un om care lucrează în Transal. E vorba de multe alte persoane. Și în primărie, și în instituțiile care sunt în subordinea Consiliului Local. Adică eu am venit cumva împreună cu PSD-ul la mandatul 2020-2024 și ne-am spus din start, nu încercăm să schimbăm pe nimeni. Am avut majoritate în consiliul de administrație. Acest lucru, ați avut negocieri la... Nici n-am avut negocieri, tocmai că asta a fost și atul meu. Nu am avut negocieri de genul acesta când PSD-ul s-a oferit să mă susțină în alegerile locale din 2020. N-am avut astfel de negocieri, dar la fel n-am avut astfel de negocieri nici în momentul când am intrat în PSD. Și poate că ăsta e un lucru rău în ceea ce mă privește. Nu am negociat absolut nimic. Nici măcar faptul că în 2024 să fiu eu candidatul Partidului Social Democrat. Mi s-a părut absolut natural să se întâmple lucrul acesta din moment ce PSD-ul nu avea niciun primar de municipiu în vestul țării. Așa era, este în continuare lucrul acesta. Ceea ce a urmat, mă rog, mi-a lăsat un gust amar, recunosc, am rezistat, nu știu nici în momentul de față care e hotărârea definitivă, pot doar să bănuiesc, doar că... Noi vreau să știm dacă mai aveți sprijinul domnului Sorin Grindeanu, că până la urmă... S-a creat așa o... Că prietenia rămâne, asta e clar, dar sprijinul politic... Deci aproape că mi-e și că frică sau rușine să ies pe stradă, că la doi cetățeni mă întreabă cineva ce s-a mai hotărât, ce știu. Și eu mai glumesc cu ei, le spun după ce se hotărăște. Veniți aici la noi în emisiune. Primăria, după ce se hotărăște candidatul la primăria municipiului București, atunci de-abia o să avem un rezultat și la Caransebeș. Ar trebui să fim vedeta României. Dar era un termen de cifră cel mai dacă nu există domnule primar. Cred că nu există nicio localitate în momentul acesta din țară care să aibă sau asupra căreia se planeze o asemenea incertitudine. Cifrece martie era termenul de anunțat sau era un sondaj? A fost și sondaj. S-a terminat și sondajul? Da. Acum noi pe surse și cam știm ce s-a... Nu știu dacă e cât e de veridică la treaba. La știu și eu. Deci da? Tot... Undeva dumneavoastră pe locul întâi, în topul acesta, cu vreo 12-14% mai mult decât următorul pe listă? Un pic mai mult. Sunteți modest, acum spuneți, dacă ce știți, spuneți-ne și nouă. Nu știu exact cifrele, dar... Așa, din, da, am dreptate. Din gesturi am înțeles anumite lucruri. Da, pe acolo, pe undeva. E adevărat că a fost domnul Sorin Grindeanu la sfârșitul săptămânii prin Caransebeș? Nu de atât, dar l-am văzut la Roberto, dacă da, nu trecea pe acolo prin... Este adevărat că l-am sunat știind că vine la Herculane, dinspre Timișoara, și am spus, haide, dacă ai 5 minute să vii puțin în pipiric să vezi o lucrare în cartier... care mie mi se pare cea mai reușită lucrare edilitară din Caransebeș. Dar ce se întâmplă cu lucrarea asta? Că ați văzut că ați fost cumva ironizat de contracandidatul dumneavoastră, Dumitru Rujan. Pusese o fotografie cu o stradă asfaltată cu ce era? Travertin din Reșița? Și mesajul era că în Vreșnu să arătăm că în Reșița. Încerc să-i găsesc o scuză că ar fi fost prost sfătuit să folosească acea fotografie, deși fotografia e cât se poate de reală, doar că acea alee nu este o alee din fața blocului, este o alee din spatele blocului, unde în trecut era o șerpărie, o șobolănie, era iarbă, mizerie, gunoaie. Și toate spațiile acestea au fost igienizate și reamenajate într-o manieră, deosebită. Cum se intră printre blocuri, să ajungă la polivalentă, nu? Între toate blocurile din zona veche a Pipiricului
este o astfel de amenajare peisagistică, făcută de oameni care se pricep, adică nu e făcută după gândirea cuiva din primărie. Deci n-ați fost dumneavoastră să aveți acolo pietre de râu puse ca și alee? Nu, sunt... Păi eu vă întreb, că astea sunt comentarii la spațiu public. E un concept mai greu de înțeles pentru cei care au trăit atâta vreme într-o stagnare. Nu pot să explic. Probabil că și în Reșița, imaginea aceea pe care o prezenta din Reșița era o lucrare finalizată, iar lucrarea pe care o prezenta din Caransebeș sub sigla PSD era o lucrare nefinalizată. Și îi mai dau un indiciu sau la acea lucrare a participat un peisagist care a realizat amenajarea peisagistică și în Reșița. Adică cumva un tânăr peisagist care a lucrat și la primăria Caransebeș și în momentul de față lucrează la primăria Reșița. Și pe care noi l-am adus în această lucrare. Deci ați contractat o firmă care a venit cu acest proiect bugetat de primăria Caransebeș. Exact. Nu a venit ceva din primărie să zic că vreau aici pietre puse sau alei. Nu facem lucrări după ureche și toate lucrările care se execută în momentul de față sunt avizate, sunt expertizate, sunt controlate din toate punctele de vedere și bineînțeles că și noi ne dăm un pic, adică ne dăm părerea sau ne sunt prezentate înainte de a demara aceste lucrări. Și evident că n-am prea avut ce să comentăm, că era o lucrare extrem de frumoasă și va fi la final probabil cel mai frumos cartier din tot județul. Și așa vrem să arate toate cartierele din Caransebeș, fiecare cu personalitatea lui, fiecare realizate ca având o particularitate aceste cartiere. Și probabil că o să spună unii sau alții că am ales cartierul în care eu locuiesc, cumva că dacă nu l-aș fi ales, ar fi zis că n-am făcut nimic în cartierul respectiv, adică exista și reversul acesta, dar l-am ales pentru că știam că se creează mult disconfort acolo. În paralel au mai fost și alte lucrări de înlocuire a rețelei de apă și canal și am spus, haideți să facem prima dată deranjul la mine în cartier, ca la final să dăm un exemplu despre cum am vrea să arate toate celelalte cartiere, ca să nu mai fie discuții. Și bineînțeles că și în celelalte cartiere va fi deranj la momentul în care se va lucra în felul acesta. Este deranj acum, nu zic din cauză, pentru că datorită, pentru că dacă e ceva ce se introduce, rețea de apă și canalizare, va fi de bine. S-a terminat introducerea rețelei, urmează să fie adaptate, să fie create niște locuri de parcare, să fie montat mobilier urban. Sunt deja montate corpurile de iluminat, care la fel sunt nemai întâlnite în Caransebeș. Și cred că la final sunt toate niște concepte foarte moderne. Econome? Trebuie văzute ca să pun și cu trăsături din acestea de consum redus și calitative, doar să fie păstrate. Că asta era problema unora din cartier, că am făcut o lucrare care nu va fi păstrată și va fi distrusă. Eu am credința că până la urmă, dacă nu oferi oamenilor un exemplu de genul acesta, nici nu ai cum să știi dacă va fi păstrat sau nu. Asta este mesajul pe care eu îl am către cetățeni și am convingerea că nu vor fi distruse sau dacă vor fi distruse, ne vom strădui să le înlocuim de atâtea ori până când se vor sătura. Am mai avut un exemplu și cu locul de joacă, m-am temut, recunosc, că acel loc de joacă pe care l-am făcut în zona sălii polivalente va fi deteriorat repede. Ia câtă că deja are aproape un an și e bine mersi și locul de joacă. Nu s-a întâmplat nimic, n-am avut niciun aparat defect sau alte lucruri care le-ar fi putut face cei care sunt certați cu legea. Înainte să zicem mai departe, aș vrea să vă întreb acasă, domnule Dumbrava, dar înainte de aceasta vreau să respectăm și cei care ne urmăresc la această oră și să citesc câteva dintre mesajele lor. Cel mai bun primar, uite, domnule Felix Borcean, succes, domnule primar, felicitări, succes pe mai departe. Bună seara, suntem destui, spune Andreea Alexandrina, destui care îl apreciem pe domnul primar și mulțumiți de ceea ce s-a efectuat până acum, având în vedere că un oraș nu se poate moderniza peste noapte și îl susținem pentru următorul mandat, succes. Moldovana, se poate spune, domnule manager, ce proiecte europene are depuse
ce proiect are domnul manager depuse cu finanțare europeană, cred că vrea să spună, pentru modernizarea spitalului. Asta este pentru dumneavoastră. Cel mai bun manager a fost domnul Cican, păcat că l-au gonit, asta am citit un pic mai devreme. Și mesajele continuă. Ceva mai dure, da. Așa ceva. Mai dure nu avem. Să ne trezească puțin. Însă vreau, domnule manager, înainte să răspundeți acestui domn care ne urmărește, am vrut să vă întreb despre secția de dermatologie. Avusesem un mesaj știind că veniți la emisiune de către probabil un pacient care este interesat de această secție și dacă vorbim de dermatologie, dacă este la spital sau dacă va putea fi la spital, pentru că mă gândesc că e interesat ca să vină cu bilet de trimitere, că asta e ideea, să nu plătească la particular. Ce s-a mai întâmplat cu secția de oftalmologie? Deci am avea două secții care sunt de interes pentru pacienți. Secția de dermatologie funcționă în cadrul spitalului, este împreună cu secția ORL permite normativul. Doamna doctor Paraschiv are program zilnic și în policlinică și poate să vină cu bilet de trimitere de la medicul de familie după ce își face o programare, oricând în ambulatoriu și dacă este cazul, doamna doctor își internează. Avem 5 paturi alocate. Și aparatură medicală există? Există și aparatură medicală. Nu este o secție mare, avem un singur medic, dar nevoile acute și bolile acute, intervențiile mici, se pot face în cadrul secției de dermatologie. Apropo de proiectele europene, chiar vreau să vă spun că ultimul proiect pe care noi l-am implementat, spitalul, a fost un proiect pentru digitalizarea spitalului. Proiect aprobat și finanțat, un proiect în valoare de 500.000 de euro, care se va desfășura, acum lucrăm la procedurile de licitație și de caie de sarcini și tot ce trebuie ca el să intre așa în execuție. Un proiect pentru care, și profit de ocazia că sunt dumneavoastră, artizanul acestui proiect și omul care a muncit cel mai mult este domnul inginer Marius Stoicone, angajatul nostru, șeful IT-ului și, să zic, registratorilor de spital. Băiatul doctorului Stoicone, un om deosebit, niște oameni care, să zic, fac parte din, sau el face parte, a fost și nevasta lui, Bianca, la noi în instituție, a plecat în altă parte, niște oameni care te bazezi pe ei și pot să spun că fac parte din echipa de top a spitalului. Secția de oftalmologie am pus în bugetul anului acestuia 600.000 de lei, peste 100.000 de euro, pentru refacerea secției și dotarea ei. Acum suntem în procedurile de licitație pentru aparatură. Cerem oferte de peste tot ca să fie mulțumită doamna doctor și... Ce secție? Oftalmologie. Oftalmologie, vorbesc acum. Și dacă totul merge bine, sperăm să nu avem multe contestații, că știți cum e cu licitațiile. Ca termen te pot împinge așa un timp pe care nu pot să-l estimez. Eu sper că până la sfârșitul anului secția să fie funcțională. S-a rezolvat cu oftalmologia în policlinică? Știu că era acel necesar pentru oamenii cărora le expiră că de vedere și vor să-și facă fișa medicală. Noi avem cabinetul în ambulatoriu și acolo suntem, și acolo nu mai trebuie aparatură, pentru că după anii ăștia de pauză, multă s-a degradat, s-a expirat, să spun așa, moral, și clar că trebuie să oferim un act medical de calitate și nu ne putem permite să ne jucăm cu sănătatea oamenilor. Domnule, prima pentru noastră această întrebare, de ce se plătește parcarea în piață în weekend și în centrul orașului nu se plătește? Piața are o singură diferență față de restul parcărilor din municipiul Caransebeș, pentru că este aglomerație în piață în weekend. În restul orașului parcările sunt gratuite în sâmbătă și duminică și în fiecare seară după ora 18. Dar piața e o zonă mai aglomerată și regulamentul pieței prevede acest lucru. Lucru care este valabil în orice zonă aglomerată din orice oraș. Să știți că și chiar în Timișoara m-am uitat spre comparație.
Și nu e o comparație deplasată când spun Timișoara. E un oraș aglomerat și Caransebeșul este un oraș aglomerat, dar nu atât de aglomerat în weekend. În schimb, în Timișoara și sâmbătă și duminica sunt parcări cu plată. Și diferențiate în funcție de zona. Diferențiate, da, pentru că este un oraș mai mare. Zona centrală, zona roșie. Cea mai scumpă mi se pare că zona roșie, zona roșie, zona albastră și zona verde. Acolo sunt trei zone. Noi avem o zonă centrală mică și avem un singur tarif, care este oricum la jumătate de preț față de Timișoara. Sau... S-au mai liniștit apele? Știu că după ce ați implementat acest sistem, au fost foarte multe orice sistem, acum voci mai, care au spus că... Am mai vorbit despre lucrul acesta. Noi doream să implementăm, că nu am dorit să implementăm, că era implementată parcarea cu plată și erau parcometrele. Extins, ați extins. Doar am extins pe câteva străzi și la spitalul din Caransebeș. Am făcut și acea aplicație și plata cu SMS e introdusă începând cu anul acesta, începând din ianuarie, dar dorința noastră a fost să implementăm acest sistem încă de prin martie anul trecut. Doar că au fost niște inadvertențe la nivel birocratic care ne-au împiedicat și ne-au dus cu lucrurile acestea, cu contactul cu firma care s-a ocupat de softul acesta până anul acesta și cumva recunosc că a picat prost într-un an electoral să vii cu un astfel de proiect care, repet, nu e o noutate în Caransebeș. Și înainte se plăteau parcări în zona centrală pe anumite străzi, doar că faptul că am extins datorită aglomerației, simplu, un lucru foarte firesc, datorită aglomerației din zona centrală, Caransebeșul fiind un oraș vizitat nu numai de caransebeșeni sau nu numai caransebeșeni, poate dacă stăm să analizăm, cel puțin în zile de joi sau duminică, foarte multe persoane sunt din afara Caransebeșului. Și, până la urmă, este firesc să se plătească un loc de parcare, dar, pe de altă parte, gândind așa benefic, te gândești că o persoană care dorește cu tot din adinsul să vină în centrul orașului cu mașina, vine de la o oarecare distanță, e bucuros că găsește un loc de parcare. Că dacă n-ar fi fost astfel de parcări cu plată, cu siguranță ar fi fost orașul sugrumat de mașini. Și aveți acum, idee ce sumă s-a spune... la buget din parcări luna trecută? Întreabă cineva de curiozitate, cred că... Se strâng sume frumușele pe care să știți că le folosim tot pentru parcări, tot pentru amenajarea parcărilor, fie în zona centrală, că ați văzut și o amenajare frumoasă în zona centrală, în zona mall-ului din Caransebeș, și vom continua cu astfel de parcări, să fie trasate, să fie frumos marcate. O să investim și în achiziția de noi parcometre solare, cu încărcare solară, la fel cum sunt cele din piață, și toate lucrurile acestea costă, inclusiv sistemul acesta prin SMS și aplicația respectivă. Noi plătim permanent, plătim un abonament firmei care a furnizat acest soft, tot pentru a facilita cumva celor care doresc să circule cu mașina și să găsească un loc de parcare, să le facilităm momentul acela în care trebuie să plătești, să nu cauți cu limba scoasă un parcometru în oraș. Sau dacă vrei să-l cauți, ești liber să o faci, însă ai această lejeritate de a lua telefonul mobil, a da un SMS și a-ți plăti locul de parcare. Cum este absolut oriunde, în orice comunitate civilizată. Mi-ați spus mie la începutul anului, cred că într-o emisiune, că parcă în primele două luni ale anului s-au strâns cât? Vreo 100... S-au strâns mai mulți bani pentru că foarte multă lume și-a făcut un abonament anual. Și-a făcut un abonament anual care îți permite să parchezi mașina oriunde vrei, la orice oră, inclusiv în piață. În piață și în restul orașului. Abonamentul era cât? 540 de lei, dacă nu mă înșel, pe an. Și poți să parchezi oriunde în oraș. Exact. Și e pe an calendaristic. Adică dacă astăzi îți plătești parcarea aceasta anuală, că înainte era diferit. Adică și dacă o plăteai în martie, aveai până în decembrie, ceea ce nu era firesc. Acum, dacă o plătești în martie, ai până în martie anul viitor. În martie. Exact. Ați făcut un calcul împreună, poate că ați fost curioși. Eu sunt așa curioasă de cifre de obicei. Când dau un articol, domnul primar știe. Eu trebuie să știu exact ce valoare are investiția și când se termină. Când și ca să nu mai fie discuții, să încheie acest capitol, și eu am abonament de parcare pe o mașină pe care
prea puțin mă duc să o parchez în diverse zone. Dar mi-am făcut, ca să dau un exemplu, și le-am recomandat tuturor celor din primărie să facă același lucru și foarte multă lume și-a făcut deja abonament. Atâta vreau să vă întreb, înainte să citesc următorul mesaj. Dacă ați fost curios să aflați în ultimii 2-3 ani câți bani vin la spital sau investit în spital și din fonduri de la primărie, pentru că au fost destule, dar și din fonduri guvernamentale și europene, pentru că tot primăria a implementat câteva proiecte și mie îmi sună așa 10 de milioane de lei, dar să nu greșesc, poate știți din asta, poate domnule, chiar de euro. Sau de euro. Poate vă gândiți un pic până citesc acest mesaj. Bună seara, felicitări pentru emisiune și pentru discursul ambilor invitați. Întrebarea mea este următoarea. Cum poate fi Caransebeșul un oraș sustenabil și un model pentru toate celelalte orașe mici din România? Prin sustenabil înțeleg echilibrul de mediu, economic și social. Un oraș sustenabil unul dintre obiectivele pentru care am introdus taxa aceasta de parcare, sau mă rog, am extins-o, că nu am introdus-o noi, era introdusă, era plata aceea cu leu când fugea o femeie după tine, adică cumva... Cu tanti de la parcare din exact, centru, cum o știam toți, da. Doamna Ghiocel, chema pe care săraca a alergat de la o mașină la alta și cine plătea, plătea, cine nu, ce putea să-i facă. Trebuie să ne gândim și la aspectul ecologic al acestor impuneri, dacă vreți. Pentru că e un oraș mic, până la urmă. Să știți, așa cum spuneam, foarte multă lume vine din exterior. Cei mai mulți care parchează în zona centrală a orașului nu sunt neapărat din Caransebeș. Sunt oameni care vin în Caransebeș fie la lucru, fie pentru diverse alte treburi. Dar sunt și persoane care vin să bea o cafea, care costă de la 7 lei în sus și parcarea costă doar 2 lei sau 2,50 lei dacă plătești cu SMS-ul. Deci nu mi se pare că e un efort financiar foarte mare dacă vrei să fii cu mașina, pentru că ai și alte variante. Taxa aceasta nu e o taxă obligatorie, adică nu te obligă nimeni să plătești parcare, nu te obligă nimeni să-ți faci abonament. Poți să circuli cu autobuzul, care pentru foarte multe sau pentru o mare parte dintre persoane care circulă este gratuit. Poți să vii pe jos, poți să circul cu bicicleta sau, mă rog, poți să recurgi la altă variantă, taxi sau ce mai... Ce apropo de bicicletă, pe strada Gării se va mai ține cont de acea pistă de bicicletă? Pentru că se ține, sigur, trotuarele se vor muta puțin, sunt accesurile la locuințe, dacă... Pentru că am început văzut acolo, nu? Se finalizează lucrările pe Angel Salini, la trotuare din cele. Da, și am și o veste bună în privința asta. Probabil săptămâna viitoare vom semna și contractul de finanțare pentru acest proiect de mobilitate urbană, care include și pistele de biciclete. Iar strada este pregătită, este aranjată în așa fel încât să aibă și piste de biciclete pe o parte și pe cealaltă. Sigur că aici iară vor veni comentariile și o să spună cei care locuiesc acolo că nu vor mai avea unde să-și parcheze mașinile în fața casei pentru că ocupă pista de biciclete. Chiar am văzut astăzi în spațiu public, era cineva care fotografiase mai multe mașini care își parcau mașina în fața curții, da, cum intri în curte, o să poată să parcheze în fața. Blocau trotuarul pentru cei care foloseau trotuarul. Da, va fi un disconfort. Avantaj și va trebui să ne obișnuim să, dacă avem curte și avem acces pentru auto, să ne ducem mașina în curte, că și așa sunt foarte multe mașini și atunci trebuie să permitem și circulația pietonilor, că de asta am făcut trotuarele. Mobilitatea urbană și circulația, piste de biciclete și mai ce în acest proiect? Transport electric. Transport electric, autobuze. Autobuze și microbuze electrice, și stații de încărcare electrice și stații de proiectul autobuz. Acesta vă chinuiți la el de vreo 2 ani de zile și de iată că acum e urmează să-l semnați. De prin 2017, așa? Doar că la vremea respectivă am avut niște carențe administrative, nu am avut plan de mobilitate urbană, de exemplu, și trebuia acesta realizat. Acesta este ca un PUG, nu? Ca un plan urbanistic general în care... Am realizat în mandatul trecut și lucrul acesta și am așteptat oportunitatea aceasta pe care n-am mai ratat-o de data aceasta și... V-am întrebat pentru că nu terminasem de citit mesajul domnului dinainte, pentru că încerca să explice din punctul lui de vedere cum înțelege orașul sustenabil, care să își recalibreze politicile de dezvoltare pentru a oferi prioritate locuințelor eficiente energetic, își protejează mediul înconjurător, are multe zone verzi inclusiv în micile cartiere și încurajează o combinație de locuințe, servicii și magazine destinate și micromobilitate. Venind în
sprijinul afirmației celui care a scris acest comentariu, trebuie menționat faptul că și în proiectul acesta unde se pavează trotuare, nu sunt doar pavaje de trotuare, la fel cum nici în proiectul din Pipirig este destinat în primul rând spațiilor verzi, recreerii, a creierii unor parcuri în proximitatea locuințelor. Iar în proiectul acesta cu trotuare, pe lângă trotuarul propriu-zis, care este cel mai vizibil și pe care toată lumea îl așteaptă și îl laudă, sau mă rog, există și comentarii negative în privința, eu știu, mărimii trotuarului, a lățimii trotuarului, sunt spații verzi. Spații verzi, plantări de pomi, pentru că niciun astfel de proiect nu mai este aprobat decât dacă este și sustenabil din punct de vedere ecologic. Adică se dăm o mare importanță și noi dăm o mare importanță. Eu cel puțin așa gândesc dezvoltarea unui oraș al viitorului, un oraș modern, în care spațiile verzi să fie prezente peste tot. Pentru că dacă vă uitați la orice cartier bogat din lume, toate cartierele acestea sunt oaze de verdeață. Și dacă te uiți în zonele sărace, o să vezi doar asfalt sau beton. Și lucrul ăsta nu se întâmplă pentru că, eu știu, administrația respectivă dorește lucrul acesta, ci pentru că se întâmplă ca în zonele acestea sărace, oamenii pur și simplu să taie pomii, urăsc sau, nu știu, sunt nervoși pe spațiu verde. Distrug. Și mi s-a întâmplat și nouă lucrul acesta. Dar vom insista atât de mult, vom insista cu plantările acestea de pomi și de spații verzi, încât se vor sătura și cei care sunt certați cu bunul simț să mai facă lucruri. Ne întoarcem un pic la parcări, că zice, v-ați gândit, un domn zice, v-ați gândit să oferiți facilități de parcare celor care fac voluntariat la spital și vin și din alte localități. S-a gândit domnul manager și cred că poate să vă spună. Da, sigur, am și spus pentru personal, mai avem acum, cred, 10-15 voluntari în spital. Voluntari de unde? Vor ei să vină pur și simplu să facă sau sunt asistenți? Sau? Vor ei pur și simplu și infirmieri și asistenți, chiar și medici. Au terminat ceva în domeniu? Sau? Da, sigur că trebuie să fie calificați. Ca să putem să semnăm un contract de voluntariat, este ca și un contract de muncă. El trebuie să respecte toate prevederile. Adică certați chiar dacă nu-l plătiți, să înțeleg, domnule Dumbravă. Certați voluntarii chiar dacă nu-i plătiți? Bineînțeles. Au fost contracte de voluntariat reziliate și trimiși acasă dacă nu și-au îndeplinit sarcinile. Adică trebuie să-ți faci treaba acolo. El intră într-un program normal de lucru. După o perioadă de instruire de câteva zile, intră într-un program normal de lucru și are atribuțiuni ca orice care alt angajat. Îi ajută pe ei la CV să înțeleg treaba asta? Ajută la CV. În Occident, da. Voluntariatul și tot felul de acțiuni din acestea sunt foarte apreciate. Câți aveți la ora actuală? În jur de 15, nu știu exact. Și există și perspectiva de a fi încadrați cu drepturi de pline în spital. Fac experiență și au un punct. Aș vrea să completez un pic sau să accentuez ceva ceea ce poate de multe ori s-a înțeles greșit și în cazul parcărilor și în cazul spitalelor. Vis-a-vis de cetățenii din împrejurim, care vin și la spital. Și nu de puține ori am vorbit că comunitățile din apropiere ar trebui să sprijine. Noi, spitalul, suntem mai mult sau mai puțin dependenți de acești pacienți. Noi îi primim cu drag, pentru că ei, prin prezența lor, prin numărul de pacienți, noi încasăm bani de la Casa de Asigurări. După unele statistici, am avut cam 60% din pacienții vin de afară. Uneori ne-am dus către 80. Uneori, poate că ne-am dus la... Gândiți-vă ce ar fi fost ca ei să nu vină la noi în spital. Ar fi trebuit spitalul închis, s-au redus foarte bine, mult. Bine, cumva s-a și gândit spitalul deci, în așa fel. Oamenii aceștia și când vin în Caransebeș, clar, folosesc parcări. Oamenii aceștia duc plus valoare. Ei cumpără din oraș și țin economia. Lucrează și atunci trebuie create niște facilități. Noi nu facem diferență între pacienți că e din stânga sau din dreapta și când vin în oraș, sigur, trebuie mărită. E părerea mea. Parcările și așa e. Și cum să ia legătura voluntarie cu dumneavoastră? Fac o cerere la dumneavoastră? Cerere de angajare, sigur că da. Și noi, pentru parcare, dacă vor parcare gratuită. Nu merg niciun voluntar în mod expres. Noi avem în interiorul spitalului un număr destul de mare de locuri de parcare. Mai
o să lucrăm. Acum, pe de altă parte, ca să mă gândesc că un medic, un medic care are un salariu foarte... L-am întrebat și eu pe domnul Rucav, exact același lucru. De ce există medici care parchează în interiorul spitalului? Să-și plătească un abonament de parcare chiar. Adică 540 de lei, mi se pare mult la un salariu de 18.000 sau 20.000 de lei cât are un medic în Caransebe. Și la fel cum, să știți că știu cazuri de asistenți medicali care și-au cumpărat un astfel de abonament și nu au comentat niciunde, pur și simplu au apreciat faptul că există această facilitate, pentru că nu parchezi doar la spital. O să parchez cu mașina pe tot parcursul anului unde bine, vrei. Dar asta nu poate să impună domnul Dumbrava. Nu, dar nici măcar nu este o taxă impusă. Repet, am repetat, asta nu e o taxă impusă, că mulți au făcut și comparație între, de exemplu, impozitul pe locuință, care e undeva între 150 și 200 de lei, sau, mă rog, la bloc. Depinde vorbesc de zonă bloc. Și de... Da. Vorbesc în zonele de bloc. Și asta, și taxa aceasta anuală de parcare, abonamentul acesta este dublu. Dar ăsta este un lucru neimpus, e ceva voluntar. Dacă vrei să ți-l faci bine, dacă nu, nu. Deci nu e o taxă pe care o plătești la început de an. Unii au spus, pe de altă parte, plătești ora... unii cetățeni au spus că ar fi bine să includem în impozitul anual și această taxă de parcare. Mai mică, e adevărat, ar fi fost o posibilitate, dar nu cred că e bine, pentru că nu toată lumea circulă cu mașina și nu toată lumea dorește să... Așa veniți cu ideea, ții minte și pentru gunoi, nu pentru... Și sunt și locuri gratuite de parcare în proximitatea centrului. Adică poți să faci doi pași pe jos, în condițiile în care ne îndreptăm așa către o rată mare. Dar există categorii de oameni care nu sunt scutiți de la plata parcării? De exemplu, cetățenii de onoare ai municipiului Caransebeș? Nu știu dacă prevede lucrul acesta, pentru că la momentul când s-a statuat acest regulament, dar cred că da, cred că se poate, dacă nu există, cred că s-ar putea. În schimb, sunt scutiți de la plata parcărilor cei care dețin autodetisme electrice și sunt din ce în ce mai mulți astfel de cetățeni. Pentru că aceste autoturisme nu poluează. Ideea este de a nu polua. Centrul orașului este întotdeauna cel mai aglomerat, cel mai poluat, cel mai prost aer pe care îl respiri în centrul orașului. Și atunci cumva trebuie să ne protejăm de lucrul acesta, pe care nu-l vedem. Lumea nu conștientizează cât de important este lucrul acesta și doar criticăm și ne trezim cu tot felul de boli, dar merg la spital și acolo există acest circuit lumină. Ne-ați întrebat de vă întreb pentru că eu cam urmăresc treaba asta și mie mi se pare că zeci de milioane. Să nu uităm de perioada de pandemie prin care România a trecut. Lumea întreagă, dar acum ne referim la noi și Caransebeșul. În 2021, când eu am venit, și aduceți-vă aminte, începând în anul 2020, cam câte consumabile s-au folosit în pandemie. Gândiți-vă la costumele acelea, gândiți-vă la măști, gândiți-vă la dezinfectanți. Toate acestea au fost implementate prin niște programe naționale europene, POIM le-am numit noi atunci. Și Spitalul Caransebeș, de când eu am venit, am avut un proiect implementat împreună cu primăria, atunci de 2 milioane de euro. Bani care s-au dus o parte și în aparatură concentratoare. Nimeni n-a fost pregătit în lume pentru o astfel de pandemie. Era criză, pur și simplu, de a mai găsi astfel de materiale și echipamente. Când eu am venit, țin minte că la toate cunoștințele și relațiile pe care eu le aveam în domeniu, pentru că eram într-o nevoie foarte mare de concentrator, aveam bolnav și nu puteam să le oferim oxigen, am găsit 10 concentratoare și erau toți mirați de unde le-am mai găsit. Erau singurele pe stoc în România. Clar, am vorbit cu toți importatorii. Le-am obținut noi, le-am adus. Eu personal am făcut donație pentru ele. Un proiect mare, un proiect de mare utilitate pentru timpul acela. După aceea am avut un proiect pe care tocmai l-am finalizat la sfârșitul anului cu fluidele medicale. Un proiect mare, util. Avem peste 100-140 de prize de oxigen
în spital, numărul s-a mărit cu aproape 100 față de ceea ce noi aveam, aerul comprimat și toate lucrurile celelalte. Proiectele mai mici de pe care dumneavoastră știți, acum v-am amintit de cel de digitalizare. Plus față de acestea, din fonduri alocate de primărie, primul lucru, prima investiție majoră pe care primăria a făcut-o în spital a fost refacerea terasei. Ploua. Și acoperișul. Acoperișul. Și lucrul acela s-a întâmplat, să zic așa, ca la carte. Avem garanție 15 ani. Iacă sunt 3 ieri care au trecut și n-am mai avut nicio problemă. Nicio infiltrație. Ploua la etajul... Da, la etajul superior. Am refăcut ATI-ul. Parte cu bani de la primărie. Am participat și noi. În proiectul de refacere al secției de neonatologie, pe lângă fundația care a participat, a fost coplătitor și primăria și spitalul. Adică lucruri... Da, spitalul, condițiile din spital sau centrala, punctul termic, un milion de lei, s-au băgat mulți bani în spital și cu toate, am avut câteva șicane din partea consilierilor, ca știți foarte bine, ele au fost așa politice și asta mă doare. Apropo de ce spuneam, am avut șicane și când eram independenți? Politic și ulterior. Practic, deveneam cumva dușmanii unei alte părți din Consiliul Local. După care s-au unit părțile și continuă să creeze tot felul de... Ca să aduc discuția așa către ce a spus domn primar la începutul emisiunii, dacă în alte părți la București s-au mers pe... se merge pe liste comune, o înțelegere... Nu vreau să fiu artizanul acestor... Nu, numai acestor două partide mari care au condus România. Dar la momentul acesta, pentru că, după părerea mea, este ultima... Adică asta avem la momentul ăsta, în 2027, când vorbeam de fondurile europene. Ele se încheie dacă cumva nu apare o altă înțelegere la nivel de Uniune. Și dacă în ceasul al 12-lea, pe ansamblu țara românească a absorbit, dar după părerea mea încă mai era loc să aducem bani în România. Dacă noi, aici, la noi, în Caransebeș, acum sau după alegeri, nu știm, să ne punem la masă și să trecem peste orgoliile astea personale sau interesele politice mărunte și să vedem interesul cetățeanului, vom rămâne la fel în spatele cărunței. Dacă acum în campanie sau pre-campanie n-au orgolii, păi când să aibă oamenii ăștia? Aici la masă vă vorbesc niște oameni care nu vin acum și candidează nici la șefia spitalului, nici la nici în administrația locală. Suntem deja de ceva ani în funcțiile acestea și cred că am dovedit. Adică nu vorbim că teoric așa ne-am dorit și ce frumos ar fi să fie pace și înțelegere între toate partidele. Am dovedit lucrul acesta. Am încercat lucrul acesta dacă nu l-am dovedit. Adică nu ne-am creat, n-am încercat niciodată să creăm adversități politice, ba dimpotrivă. Și eu sunt partizanul unei înțelegeri chiar și în acest moment, cu orice formațiune politică sau, mă rog, dacă se pot crea, dacă cineva dorește să facă un astfel de pas, eu sunt partenerul oricui. Domn primar, prin funcția pe care o ocupă, a ținut cont așa și a fost între curentele astea politice. Eu am fost la spital printre altele și între curentele sindicale. Gândiți-vă că două sindicate și câte au fost. Și ca să vedeți că n-am ținut ultimul exemplu, cel mai elocvent, este că actualul director medical, doctorița Ana Popescu, este membru sindicatul Solidaritatea, sindicat care mereu mi-a făcut reclamat. Eu n-am ținut cont de lucrul acesta, pentru că m-am uitat la calitatea omului, la calitatea profesională și la obiectivele pe care le-am trecut peste... Deci nu e politică aici. Ați dat un post, doamne, ca nu, să liniști sindicatul cu numărul 2. Nu prea există medici. Un punct de vedere. Nu. Din contra, urmare, reclamațiile curg așa, una după alta, la fel curg și... E doar un membru de sindicat, nu e liderul sindicat. E doar un membru de poate sindicat. Poate trebuie să-i oferi și liderului sindical ceva. Așa se întâmplă. Transferul. Da?
întrebare, cineva vrea să știe despre spitalul modular. Noi am mai vorbit, dar poate că dacă, din respect pentru cel care ne urmărește, spitalul modular, să explicăm. Spitalul modular. Spitalele modulare erau niște concepte care erau strict pentru zona de pandemie și care poate ar fi putut fi funcționale și funcționale, da, și după aceea. Dacă pedalam atunci repede, dar nu s-a putut. Da, au fost să poți să prinzi proiectul, nu? S-a accesat, doar că el n-a fost aprobat. A intrat cumva în faza a doua de evaluare și s-a rupt acolo că s-a terminat pandemia, parcă, dacă nu? Dacă stăm să ne uităm la nivel de țară, nici nu s-au prea realizat astfel de proiecte. S-au realizat câteva, eu știu câteva. Câteva. Ele au rămas... Acum, vorbeam de calitatea lucrărilor și domn primar lăuda calitatea lucrărilor pe care firma domnului Svetcu le face și le-a făcut și la spital. Și aici, la spitalele modulare, la containerele acelea, practic ele sunt făcute în container, contează foarte mult calitatea materialelor de acolo. Și în multe părți, ele au fost un fiasco pentru că atunci când e cald, ele se încălzesc foarte tare și atunci când e frig, n-au o izolație termică adecvată, este foarte frig și nu pot să ofer condiții. Chiar aparatura nu funcționează, că trebuie să aibă temperatură optimă de funcționare. În ele, noi atunci când visam că dacă cumva el se aprobă și ieșim din perioada de pandemie, că era pe sfârșit, am fi vrut să mutăm parte din secțiile externe, secțiile de labora, pneumologia și infecțioasele. Și dacă ne întoarcem un pic în rândul politicii, o să nu vă întreb, domnule Dumbravă, pentru că spuneați că v-ați cam îndeplinit obiectivele la spital. Mandatul e până în 2025 august. Cu toate astea, am avut noi aici niște discuții într-o emisiune în care spuneați că vreți parcă un pic să vă împliniți și pe partea administrativă și că ați avea un fel de rezervă de a candida la turnul Ieni, dacă nu se ivește ceva în zona Caransebeșului. Uite, aveți ocazie aici, pentru că sunteți om de afaceri, să puneți pe masă, nu pe tapet, ce-i cereți domnului primar? O funcție, nu știu, de city manager sau un viceprimar sau pe lista de... Nu mă interesează în mod deosebit o funcție. Aș fi foarte, foarte bucuros. Eu am făcut câteva declarații, mărturisiri, pot să spun, de ceea ce s-a întâmplat în viața mea în ultimii ani și că nici nu vreau să mă dau un erou local sau... Am făcut toate lucrurile pe care le-am făcut, am venit la Caransebeș și am lucrat cu satisfacție pentru că am văzut că lucrez pentru oameni. E un domeniu unde dacă nu ai vocație, pornind de la portar și până la manager, nu ai ce să cauți acolo. Am mai spus lucrul acesta. Trebuie să simpatizezi cu oamenii, trebuie să... te interesează. Asta că spun eu că nu-i plăcut să... Sunteți om de afaceri, nu, să negociați. Cred că nu-i plăcut să te lauzi. Adică mai bine să te laude altcineva. Dacă tot... sau să, mă rog, să spună lucrurile obiectiv, cum cred că le pot spune eu. Că și pe mine m-au întrebat, bă, dar Dumbravă ăsta, ce tot face el atâtea... E cu pași mici, așa, dar sigur și-a creat spectacole, caută, în comunitate un lume, un loc. Și tot timpul am spus, mă, zic, nu știu că eu... Mă întâlnesc de foarte mult, adică avem o relație foarte apropiată și nu mi-a făcut vreo mărturisire senzațională în ceea ce își dorește să fie. Sau, pur și simplu, cred că le face din de drag pentru că a ajuns la un nivel la care își permite să facă treaba aceasta. Și asta e o atitudine și o calitate a unor oameni care, în momentul în care sunt împliniți din punct de vedere financiar, că despre asta e vorba, încep să dea înapoi, să dea înapoi în sensul bun, adică nu dau înapoi, nu regresează, să dea înapoi societății, să întoarcă comunității ceva ce au primit de-a lungul timpului. Și cred că îți face bine ție, ca persoană. Eu n-am ajuns, nu sunt la nivelul ăsta, că sunt planșile, ca la jocuri, de ajuns la planșa, nu știu care, ajuns... Adi Dumbravă a ajuns la nivelul acesta la care... Și vă simțiți confortabil, să vă susțină în continuare. Acum vreau să vă completez și să vă întorc complimentul. Și vă dau exemple biblice. Și Felix și eu suntem crescuți în biserică și cunoaștem adevărurile din Scriptură.
O văduvă săracă a adus doi bănuți la templu și gestul ei a fost văzut de Domnul Hristos și a fost lăudat. Nu contează cât aduci, ci inima și scopul cu care vii și dai acolo. Toată lumea a crezut că apropierea mea, chiar săptămâna trecută am vorbit cu o cunoștință bună, apropierea mea de preasfinția sa ascunde ceva parte și știi, episcopia, preasfinția sa are... Da, mai ales că de asta sunteți baptist, nu? Sau? Am crescut în biserică baptistă. Da. Și fosta nevastă penticostală, adică am un amalgam de culte religioase în mintea mea și în sufletul meu, dar sunt un adept al ecumenismului și țin la religia de bază a României, ortodoxia, și o respect, pentru că promovează mai mult decât cultele neoprotestante istoria noastră și apartenența la neamul românesc. Eu zic să continuați cu altă poveste, că de mâine o să vă catalogez în spațiu public că sunteți văduva săracă. Nu, asta am spus ca să întorc gestul, că, pentru că și domn primar face gestul. Eu văzut văzut așa văzut. Cum s-a mai auzit de bulldog și de alte apelative. Ei, lucrurile acestea nu le-am făcut cu ca așa să-mi pregătesc o intrare triumfală în politică, să am un sprijin extraordinar. Doar vadă că n-am intrat până acum în politica mare și șansele ca eu să intru în politica locală, la nivelul la care dumneavoastră a spus, sau județeană, sunt foarte mici. Sunt foarte mici. Sprijin orice proiect. Dacă cineva vine, unul din partide, sigur, am avut discuții mai multe cu Partidul Național Liberal, care a avut deschidere și m-a contactat. Din păcate, partidul... Păi și ce le-ați promis? Le-ați promis ceva? Nu le-am promis nimic. Am spus că sprijin pentru oraș. Și asta e valabil pentru orice partid. Așa se întâmplă. Dacă nu te contactează, nu te contactează ceilalți. Mi s-a întâmplat și mie acum, nu neapărat că... Fiecare are ceva de oferit. Fie politic, fie număr de voturi. Nu știu, partea materială. Deci te caută ei. Când simt că dacă nu te caută unul, te caută celălalt. Asta a fost și probabil că aceștia sunt oamenii cei mai dificili. Important e cum ați răspuns, dumneavoastră, că de căutat, înțeleg că v-a căutat. Să vă spun, cei mai incomozi oameni sunt cei care nu vor nimic, pentru că dacă vor ceva le oferi și îl ai în mână, să zic așa. Eu n-am cerut nimic și nu-mi doresc în mod deosebit. Păi eu pot să fac parte ca un consultant, ca un consilier onorific, cine crede că are nevoie de expertiza mea, de experiența mea, de prezența mea cu oricine. Repet, două lucruri mă interesează. Să ai niște proiecte sănătoase pentru oraș, care să dezvolte orașul și toți trebuie să gândim la fel, și să ai o echipă lângă care, dacă mă pun, să nu fie rușine și să n-aducă prejudicii de imagine, pentru că am lucrat o viață să-mi fac și eu Păi am văzut și noi în spațiu public declarația domnului președinte al Consiliului Județean, în care spunea că nu v-ar vedea niciodată lângă Bebe Pasăre și lângă Marius Isac în echipa liberală. Am spus-o eu. Am spus eu lucrul acesta foarte clar. De asta ați făcut un pas înapoi, în partea liberală? N-am făcut nici înainte, nici înapoi. Sunt exact unde am fost. Eu tot vă trag de limbă, domnule. N-am ce să vă spun. Ușile sunt deschise, adică în sensul că vorbim, în sensul că discutăm. Nu avem nicio problemă. Suntem o comunitate atât de mică că orice gest îl face, orice imagine, orice discuție... Dar nu v-a deranjat, domnule primar, când ați văzut imaginea domnului senator Marcel Vela lângă domnul Bravo? Nu m-a deranjat, eu chiar m-a sunat atunci seara. Bă, uite, m-a sunat Vela, mă duc la... Ok, trebuie să nici măcar nu... Nici măcar că n-am spus-o ca o, așa, că să-mi raporteze mie cineva, că nici, noi n-avem un astfel de... Nu avem o astfel de relație. Dar v-a trecut prin cap un pic, mă împărăzește cumva, împărăzește corabia. Sau să... Nu, dar nici nu e vorba de corabie aici. Noi am avut, ca să întăresc... Mă gândesc și dumneavoastră că e mai confortabil să știți că un om ca domnul Adrian Dubravă, care așa cum a spus, a ajuns la un anumit nivel... Face o poză cu Marcel Vela, gata, mă urăște pe mine sau e împotriva mea. Noi am avut așa ceva. Cred lucrul ăsta. Noi am avut pe tema aceasta a unor funcții multe discuții. Și am avut maturitatea amândoi. Gândiți-vă că mai anul trecut se vehicula oameni din jurul nostru care mai bagă bățul prin gard să incite lucrurile și relația noastră, că eu voi fi un candidat la primărie, că nu știu ce, că astea sunt gesturile, apropierea de unii, de alții. Și am avut discuții foarte clare.
nu pornite la mine, că n-am avut intenția asta, deși mi-arătau, uite, în sondajul cu tare, ești așa, sau pe dincolo, pentru că am spus foarte clar, în mandatul acesta ar fi, e vorba de caracterul meu, n-am cum să candidez împotriva lui Felix Borcean. Pentru el am venit aici, cu el am clădit ceea ce am clădit, n-ar fi fost frumos. Peste 4 ani o vedea, sau peste 8 ani ceva, ce o să mai fie. Dar noi am avut discuții și Felix mi-a spus mie, cred că v-am mai spus. Și a zis, Adi, când, dacă tu vreodată vei fi clasat mai bine în... Eu te susțin pe tine, adică noi am văzut altceva. Dacă s-ar fi întâmplat treaba aceasta, pentru că, uite, ceilalți contracandidații mei, avem relații foarte firești și cu Arini Spas, cu Dumitru Rujan, chiar și cu Marius Damian, adică avem puterea de a glumi, în ciuda celor afirmate pe la diverse emisiuni sau în presă sau... Nu, suntem oameni... Cu foarte multe vizualizări, adică, emisiuni în care ne-au dat pe spate eu, și pe noi. Să nu mai jurnaliștii traraj. Și ca să zic și mai mult și... Sunteți tare modest în seara aceasta. Sunteți calm, domnule primar. Ceva ce nu știm noi, adică... Nu. Sau vă convine situația, sau gândiți în perspectivă că poate să fie și PSD, poate să fie și independent. Eu tot încerc să înțeleg toată... N-am fost niciodată foarte ofensiv. Cât de răbdător sunteți așa, în general? Eu doar m-am apărat de-a lungul timpului. Niciodată n-am pornit ofensiva împotriva cuiva și atâta vreme cât nu se întâmplă lucrul acesta ca cineva să... A mai fost atacuri, le-am tratat ca atare și aproape că sunt firești și înțeleg lucrul ăsta că eu sunt primarul în funcție și sunt cotat cu cele mai mari șanse de a câștiga și atunci evident că toți contracandidații mei se vor uni sau își vor uni tirurile împotriva mea. Nu o să se bată între ei, e clar că nu o să se împuște Marius Damian cu Arini Spas. Pușca este Marius Damian de undeva? Ținta... Simțiți așa, nu, de la aur? De la... Dacă va fi, să fie, o zic așa, că poate este, poate nu este. Dumnealui a declarat aici în emisiune că își dorește să candideze. Sau oricare altcineva, dar asta nu înseamnă că nu o să ne mai salutăm sau chiar putem să avem în continuare cel puțin ceea ce... Până acum ce știm? Știm Felix Borcean, să vedem de unde, că noi încă așteptăm, nu? Da, să vă doriți PSD, dar dacă nu va fi, ați declarat publică, mergeți independent. Spune tu mai departe. Așa. L-avem pe Arini Spas. Iată, s-a terminat și Tărășenia cu Alianța Dreapta Liberală. A rămas, cum se numește, Dreapta Unită, sau cum se numește, în care apare, nu, cu PMP-ul alături și USR. Și Forța Drepte. Forța Drepte și este candidatul anunțat Arini Spas. Da. Un Arini Spas pe care l-am văzut ca președinte la PNL Caransebeș o perioadă scurtă de vreme. De fapt, a fost cumva debutul său în politică. Astăzi chiar m-am întâlnit cu Arini Spas și glumeam așa că, uite, toți, adică o mare parte din candidații la primărie, tot din sânul PNL-ului provin, tot de pe filiera PNL-ului sunt. Așa a fost să fie acum. Deci sunt oameni de calitate acolo, nu? Dacă au și de dat... Nu știu ce s-a întâmplat cu partidul, aia e un semn de întrebare. Și avem candidatul de la PNL, că tot vorbeați de ei, da. Domnul Dumitru Rujan. Care cine știe și el peste câțiva ani o să fie de la alt partid. Dacă e să mergem pe firul istoriei recente, nu? Sau cum a fost Marius Isaac, sau mai sunt multe alte exemple. Mai așteptăm de la cine? De la AUR? De la cine mai așteptăm, nu? Da. Oricine ar fi. Și ajutând de la PSD, de fapt. Asta e marea durere. De o fialta, păi da, să se termine negocierile la București și probabil vor anunța... Să se termine negocierile la București? La primăria București, nu la nivel înalt. Păi pe doamna Firea deja au exclus, au mazilit-o. Adică e clar că începe să se... Da, dar este o situație diferită. Acolo există un primar în funcție la București din... primari independenți sau, mă rog, care va candida din partea Dreptei Unite și atunci în situațiile astea se găsește un candidat comun. La Caransebeș există un candidat din partea uneia dintre cele două partide și n-ar mai trebui, ar trebui să facem și aici alianță și să mergem pe liste comune. Eu așa aș vedea cea mai firească situație. Citiți printre rânduri. Domn primar îl invită pe Rujan aici lângă noi să fie... Cea mai firească situație și cred că și Dumitru Rujan ar fi mulțumit că ar scăpa de povara unei campanii istovitoare și în care va fi forțat să mă atace pe mine, deși noi suntem... Lasă-mă să zic și treaba asta. Să-l scutesc pe Dumitru Rujan de povara unei campanii costisitoare și obositoare.
în care va trebui să mă atace, să-și deteriorez, să ne deteriorăm relația reciproc și în loc să fim noi prieteni buni și să ne înțelegem ca până acum și să fie liniște în Caransebeș. Și el să rămână deputat, că sigur i-ar plăcea mai mult decât activitatea asta, care e copleșitoare, mult mai copleșitoare decât a unui parlamentar, cea de primar. Nimeni nu se întoarce de bunăvoie din București, unde ai avion, te întorci acasă, liniștit, n-ai bătăi de cap, venituri mari, o atmosferă plăcută, mult mai plăcută decât o vedem la televizor, unde apar acele certuri. Și atunci vine întrebarea, de ce nu mă doresc și noastră acest confort? Uite, eu nu-mi doresc lucrul acesta, deși, vă spun, în premieră mi s-a propus, cumva așa, dar mai voalat că știa că, adică să îndepărteze... Se știe faptul că nu vreau în momentul de față să... Și nici nu știu dacă în perspectivă mi-aș dori lucrul acesta, pentru că mie mi-a plăcut tot timpul să rămân în Caransebeș. Începând din facultate, m-am întors fără să mă gândesc prea mult în Caransebeș. Și din America am venit tot de drag în Caransebeș, că am tânjit să mă întorc acasă. Nu cât văd de ce, în America? Nu văd de ce aș veni, de ce aș pleca acum când... De obicei oamenii la vârsta noastră încep să tragă către locurile. Uite, dovadă, eu, domnul Dobravă. Să fiu un exemplu contrar. Cât am stat în America? 10 luni, dar ca și cum ar fi stat 10 ani, așa mi s-a părut. Nu v-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Nu că nu mi-a plăcut. A fost, nu, ești de mie îmi place acasă. Credeți că vi s-a propus să deveniți? Și asta e singurul motiv, pentru că așa dacă stai să te gândești financiar, material, toate converg către faptul că ar trebui la un moment dat să faci și pasul ăsta, dar nu-mi doresc. Credeți că vi s-a propus să mergeți pe lista de deputat? Ca să scape de mine? Ca să îndepărteze pericolul de la primărie poate, pentru cei care trângeau după... O fi și treaba asta. Fotoliu de primar? O fi și lucrul ăsta, da. Dar acum au ajuns și alții, nu cred că m-aș face de râs la București, dar nu vreau. Nu simt că mi-e locul acolo. Mai aveți de lucrat la Caransebeș, la primărie? Mai aveți proiecte? Asta nu se va termina niciodată. Asta nu se va termina niciodată și sunt conștient de treaba aceasta. Oricine discuți și spui, mai stau un mandat, mai doresc un mandat, că vreau să termin nu știu ce, să duc la bun sfârșit nu știu ce proiect. Și va apărea altul și altul și altul. Într-adevăr, cel mai drag proiect al meu este cel de mobilitate urbană. Dacă reușim să semnăm acum și să începem să implementăm anul acesta, cred că la anul putem vorbi și de piste de biciclete, transportul electric și așa mai departe. Și mai avem celelalte proiecte cu transport electric să terminăm și cu trotuarele și cu străzile, să se termine drăcovenia asta de proiect cu Aqua Carașul, care ne-a făcut orașul praf și atunci să ne apucăm și de străzi. Cam asta. Termină și alegerile și campania și cam, care vă ține... Poate că atunci aș fi liniștit și aș spune că hai, mă pun la dispoziția partidului. Faceți ce vreți cu mine, puteți să mă duceți unde vreți. Eu am terminat misiunea. Acum dacă ne ghidăm după declarațiile mai marilor partidului care au venit la Caransebeș, au fost foarte clare declarațiile. Nu știu, cum adică nu știți? Chiar colegul meu, Daniel Stanciu, întreba, bine, ca și în Caragiale, dar eu, sigur că da, dar noi, care e candidatul până la urmă și cum, n-ați înțeles? Parcă asta așa și zis domnul. Acum, politica e un pic mai complicată decât se vede la suprafață. Sunt tot felul de, apar pe parcurs tot felul de situații pe care majoritatea dintre noi nu le înțelegem, că noi gândim într-o logică a cetățeanului de rând. Ăsta e primar, deci ce mai trebuie să... L-a aruncat șeful, nu? Ce mai contează? Datorită probabil unei relații la un moment dat mai puțin potrivite, să zic așa, cu superiori din partii de la vremea respectivă, datorită unor declarații ale mele, datorită unor lucruri pe care eu le-am făcut de bună credință, crezând că așa trebuie să le facem, gen proiectul NEDEA, N-am fost privit cu ochi foarte... Adică nici nu... De la intrarea în partid, parcă... Cred că numai Sorin Grindeanu de la masa aceea și Marcel Ciolacu, așa, că fiind președintele partidului, s-a bucurat că îi vine un primar de municipiu în rândurile partidului. Parcă celorlalți nu ne-a venit să creadă în prima fază și în a doua fază, stai un pic, că nu e bine. Nu e un tip comod.
Și de acolo, probabil, na, au apărut tot felul de șicane, discuții, culminând cu intențiile de a candida ale unor persoane care au furnizat niște informații, cum că n-aș mai sta bine în sondaje, hai să facem un sondaj, dar hai să mai facem unul și încă unul și încă unul. Nu știu că a fost, nu știu câte a fost, că a fost de toate felurile. Online, offline, direct pe stradă, la telefon și așa mai departe. Ce în ce mai grave, adică nu mai stă bine, nu știu ce să facem, hai să mai gândim, hai să ne mai străduțim, să ne mai... Și cumva au indus și rândul populației, mă, ăsta nu stă bine, chiar nu stă bine. Am ajuns să crezi și eu că nu stă bine. Zic, bă, cine știe, posibil să te erodezi de-a lungul timpului, să scazi în sondaje, că am avut și tot felul de... Dar nu v-ați întrebat că poate asta e rolul lor să vă... Da. M-am gândit și la lucrul acesta, să mă demobilizeze, să mă facă să mă enervez. M-am rezistat și încă rezist. De aceea m-a întrebat de ce sunt așa relaxat. Răbdător. Am învățat politica acestor ani, de când, că, până la urmă, e și asta o formă de, de căleală politică. Să te călești politică. Trebuie să treci prin treaba aceasta. Că eu eram așa, mai, cum zicea Adi la un moment dat, eram așa un miel mai zburdalnic în politică. Și făceam tot felul de... Sunt încă... Adică nu mi-am pierdut... Vreau să cred că nu mi-am pierdut spiritul acesta. Dar, pe de altă parte, m-am și învățat să mai fiu mai reținut în declarații. Să văd politica un pic... diferit, că până la urmă eu n-am prea făcut politică. În toți anii aceștia m-am și ferit, că mi s-a părut așa o zonă destul de alunecoasă, de noroioasă. Și atunci ne întoarcem la politica și asta zis, bine, a momentului. Hai să, pot să trec și peste treaba aceasta, pot să accept și lupta aceasta, face sondaje, haide să vedem și să ne măsurăm. În săbi să ne tăiem sau nu. Da. Și sunteți modest spunând că sunteți doar cu vreo 10-12% peste... Ai scăzut și tu acum... Păi de, tot vă trag de limba, să văd care e sondajul ăsta până la urmă. Până la urmă ne ajungem la egalitate, cum își dorea, Marius Damian și de fapt era la 5%. De ce? Acum nu știu exact cum era lista, dar știu că pe locul întâi era Felix Borcean cu vreo 30%, următorul era... Bebe Pasăre cu 19%. Sondajul real nu, este undeva la 40%, în dreptul meu și următorul, nu, nici nu vreau că, nu îl știu și nu vreau să spun niște cifre pe care nu le-am văzut în realitate. Doar păi s-a terminat sondajul, de ce nu l-ați văzut? Păi nu l-a văzut nimeni. Din nou, acest sondaj probabil l-au văzut cei care l-au comandat. Probabil l-a văzut Sorin Grindeanu și nu mi l-a spus că are această... Și e bine că nu mi l-a spus, că eu îl spuneam după aceea. Cumva mi-am dat seama din gesturile lui că el e matematician și înțeleg și eu proporțiile. Și le-a făcut așa, așa, așa și am înțeles. Adică aici ești în sus, aici... Și n-ați făcut așa sau cum? Da. N-am întrebat, dar spune-mi... A zis Everest, n-am spus, minus da. 2 și... Am făcut un profil geomorfologic și am zis, sunt acolo, ok, sunt pe primul loc. Asta e cert. Și atunci dar de aici mai vine atunci... puterea de a răbda, să mai aveți răbdare. Da, sigur. N-am nimic de pierdut. Doar că, repet, singura problemă e în partid că toate partidele vin la primărie și fac cereri pentru corturi, pentru amplasare de PNR, numai noi, adică noi, partidul care suntem, avem primarul, suntem șef, da? Nu pot să zic nimic, stați că nici măcar eu nu am făcut o astfel de cerere. Și organizația așteaptă și încă oamenii au această incertitudine, dar probabil zilele acestea, că nu mai e mult acum... Cum am avut răbdare, doi ani, păi s-a dus și martie, adică e clar că o săptămână, două. Până la jumatea lui aprilie cumva trebuie să se decidă toate treburile astea. Pe de altă parte, mă simt un pic și onorat așa, și faptul că suntem așa în atenția tuturor. Probabil și lucrul ăsta. Tot spuneți că sunteți om de echipă. Ne aduce un pic de... Cu toate acestea nu se simte echipa asta în jurul dumneavoastră, dacă ținem cont că toată lumea din PSD vrea să echipa, fie... Eu spun că sunt de echipă atâta vreme cât, uite, îmi păstrez un manager de spital, îmi păstrez un city manager,
în primărie, de asemenea, sunt funcții pe care le-am păstrat de 8 ani. Ați păstrat inclusiv consilierul local, care sunt împotriva dumneavoastră cam de vreun an de zile, așa, jumătate de an. Acolo nici n-am intervenit, pentru că mi-am spus, nu sunt consilierii pe care eu i-am pus pe lista PSD. Păi da, dar știți cum e la celelalte partide? Nu sunt dator. Votez cu ce vrea șeful de partid, zbor, cam așa era. Am trecut și PSD. Dar dumneavoastră vreo 3 consilieri, dacă nu mă șer, sau i-am lăsat să se facă singur de râs, adică nu... Inclusiv la ultima ședință de Consiliu, la votarea bugetului, s-au obținut alături de liberali. Ați avut doar vreo 3 consilieri prezenți care au votat pentru aducerea banilor la bugetul primăriei Caransebeș. Era vorba de vreo 2 milioane și jumătate atât de lei. Puerile și... Păi domnul Paica a zis că n-a avut timp să citească proiectul. Sunt doar motive pentru că se apropie campania atât. Și deci i-ați iertat în secunda următoare? Unii înțeleg că așa se face campania, să pui bețe în roate. Și părerea mea că e un lucru extrem de greșit. Chiar dacă simți că cel cu care te lupți e mai puternic decât tine, nu e bine să-i pui piedică. Pentru că asta nu-ți aduce ție plus valoare. Îți aduce doar o cara cetățenilor din oraș. O să zic că bine, dar măcar lăsați-l în pace. Adică tu ești primar 4 ani, trebuie să-ți îndeplinești niște obiective. Păi dacă Consiliul Local îți bagă tot timpul sula în spinare, o să vii și o să te victimizezi. Că se dumneavoastră, asta e problema. Îți joci, cum se mai întâmplă, să joci cartea victimizării și nu e o carte de cele mai multe ori câștigătoare. Eu n-am făcut lucrul ăsta, nu m-am victimizat, n-am venit să mă plâng. Poate că în primul mandat, nici așa. Măcar, păi în primul mandat chiar eram singur la un moment dat și... Mielușel, cum a zis domnul... Mielul Zburdalnic. Nu, atunci nu eram mai leu, așa, mai leușor, dar nici atunci nu m-am victimizat, așa au spus adversarii mei, dar eu am încercat să prezint, de fapt, realitatea, cu armele mele, cu postări, cu un discurs mai acid la adresa unora sau altora, asta a fost. Dar nu regretați nimic din ce ați făcut? Absolut deloc, nu. Și adică dacă ați fi să bateți palma, nu știu, cu domnul Marcel mai... Vela, care să zică exact ce a spus dumneavoastră, cu domnul Rujan, din când în când echipă... mai derulez Facebook-ul, că acolo sunt toate păstrate așa pe date și băi, zic, uite ce... Cum să mai ierți un astfel? Și uite, cu toate astea am puterea de a trece peste unele momente care n-au fost deloc simple și comode la vremea respectivă și să mergem înainte, că până la urmă nu face mie bine să păstrez o anumită stare pentru cineva. Și dacă ne întoarcem la imaginea asta a PSD-ului, PSD Caransebeș, vă rog. Aș vrea să intervin un pic, a fost vorba despre buget. Da. La ultima... Eu nici nu m-am gândit că de data aceasta bugetul nu se votează cu... Bine, e vorba doar de suplimentarea de la Consiliul Județean, că bugetul... Aveam și noi și spitalul. Așa. Pentru că banii pe care noi i-am primit, despre care noi am tot vorbit aici, au venit după 1 ianuarie, după decembrie, când noi am prefigurat un buget și ei trebuiau mutați de pe anumite articole pe alte articole. Noi acum suntem un pic blocați, pentru că am niște bani băgați, ar fi vrut să-i transferăm pe investiții. Și dacă la următoarea ședință lucrul ăsta nu se aprobă, atunci vom intra un pic în criză de timp. Și, Doamne ferește, putem să ne uităm la bani că sunt puși într-un anumit capitol și să nu putem să-i folosim în scopul pentru care noi am vrea conducerea spitalului și ceea ce vrem. Deci, probabil că a fost o lipsă de dialog, o lipsă de prezentare, repet, nici nu m-am gândit că el nu trece, pentru că clar s-a văzut și trebuie să spun lucrul ăsta, pentru că, repet, sunt interesele spitalului, nu e o declarație politică sau atac politic, ci efectiv de funcționare, că oamenii nu își dau seama, ne fiind vorba doar de spital, ci de un buget care specialiștii din primărie, nu? Ei știu ce trebuie să facă să opună acestui... Era trecut prin trezorerie și trebuia să ajungă la bugetul primăriei Caransebeș. Ei, asta se va întâmpla, domnule primar, mă gândesc că săptămâna viitoare, cu ședință din nou... La un moment dat se va întâmpla, mă... Crezi că a fost un interes anume să, nu știu, să mai aibă timp să se gândească la vreun amendament, să te pună vreun amendament consilierii locali? Probabil că a fost lipsă de dialog și pentru, după cum îi cunosc eu pe consilieri, eu, oamenii de, care la a doua, pentru că acum, iertați-mă, noi ne-am uitat la... Eu mă turisesc acum o chestie pe care poate nu e bine să o spun, dar e reală. Eu nu știu, eu n-am știut la momentul când s-a votat proiectul de hotărâre cum au fost repartizate acele sume, decât un singur lucru știam, pe care l-am și menționat în
în... De restul se ocupă direcția economică. Bine, știu de ele, dar dacă mă întrebi acum ce mai cuprinde, adică unde se duceau cele 2,6 milioane cât am primit noi prin acea repartizare de 6%, cam unde se duceau, mi-e greu să mă concentrez în momentul ăsta și să spun exact unde se duc cele 2,6 milioane. De o parte a spus, pe o parte se duc pe salarii, o parte pentru că am renunțat prin bugetul trecut la... În fine, e mai complicat. Știam un singur lucru și asta l-am și reproșat uneia dintre colegile consiliere. Doamne Codruța Cristescu. Doamne Codruța, că de la Traian Doda mi-a venit această cerere de a achiziționa niște centrale noi, pentru că cele de la Traian Doda și de la General Ops sunt vechi, de, nu știu, de 20 de ani, poate chiar mai bine. Și sunt aproape de finalul vieții. Și am spus, da, care ar fi prioritățile? Vreo două ar trebui achiziționate acum. Cele două valorează cam 100.000 de lei. Și am spus, păi, uite, acum numai bine vin banii ăștia de la Consiliul Județean, în alocarea asta de 6% din defalcările pe, așa, de pe TVA și punem... Ea și a fost reținută, eu m-am uitat la filmare. Ca să facem și achiziția, pentru că nu e un drum simplu până... Că mâine, pui mine, este toamnă și iară trebuie să dăm drumul la gaz. În momentul de față, poate mai merg pe avarii, mai merg câteva, nu știu, o lună, două. Vine vara și în vara ar trebui să ne apucăm să facem, să le schimbăm. Achiziția, da. Să facem achiziția, să le schimbăm. Și procedura e lungă și... până îți vine comanda, până găsești firma, până faci, nu știu, găsești cine să ți le monteze, să ți le instaleze, ne trezim că iară iarnă și noi n-am făcut treaba asta. Am spus, lasă că mai avem timp. Adică tu îmi spui lucrul ăsta după ce mă suni de urgență la un moment dat și îmi spui că ai nevoie de o intervenție de urgență la... Am spus, lucrurile astea se fac... Trebuiau făcute din timp, adică probabil undeva în toamnă trebuie să tragi clopoțelul către primărie să ne ocupăm de achiziția asta. Dar ce ați reproșat? Acum eu sunt curioasă, m-am uitat pe filmare și nu am înțeles din limbaj. Ce ați reproșat domnului viceprimar Bebe Pasăre? Pentru că el mustea cumva așa, era submustat așa asta un pic, nu pot să vă spun, zâmbea dar... și v-ați întors către el și n-a mai zâmbit. Era interesant așa de cancan. Era o chestiune legată de partid. Dar nu, acum sunt lucruri pe care nu e bine să le facem publice, sunt chestiuni interne. Dar eu probabil că nu s-a simțit... Eu am avut ceva de Silviu de asta și știu că președintele partidului la nivel de Caraș-Severin e Silviu Hurduzău, da. Și te-am zis că... Deci a zâmbit și după aia n-a mai zâmbit, era interesant. Dacă nu puteți spune, nu pot să... Ne întoarcem totuși la politică. Vezi? Asta mi-e cel mai ciudat, că într-un partid trebuie să mai și taci din gură și dacă nu eram un partid. Dai seama că spuneam. Trebuie să... Apropo de partid, dar le vom spune când se termină toată treaba asta. Coatea capete în partidul ăsta. Să mă întrebi. Da. Coatea capete în partidul ăsta. Toată lumea își dorește să fie primar. De la PSD mă refer. Primarul în funcție, Felix Borgean, primar. Bebe Pasăre, care nu este la PSD, dar este agreat de PSD, de la Pro-România. Mi se pare că acum s-au deschis baiile transferurilor de la partide. Așa. Fără a-ți pierde funcția. Vreau să-i văd pe cei care își doresc să facă parte din PSD să-și depună adeziunea la PSD, că acum e momentul. E un moment, nu știu, deci, un ecar de timp, că nu va dura mult. De asta spun, echipa PSD, mult. Formată dintr-un reprezentant pro-România deocamdată, un uite, asta fost, ar fi o temă de discuție actual, pentru fost liberal. Președintele partidului. Haideți să vedem atunci, acum. Și atunci, care echipă vorbim? Vreți cu adevărat să veniți în PSD sau doar v-ați tulburat apele așa cu niște declarații, cu niște dorințe, că nu mai putem acolo, că e bine aici, că aici... Și de asta întrebam, care echipă? Că vreau, parcă sunt adversari în PSD. Eu mi-am asumat într-un moment în care puteam să nu fac lucrul ăsta. Nu... Și încă primesc, încă am un feedback așa, că multă lume spune, mai bine rămâne independent, că noi oricum tot cu tine votam, că nu sunt... Eu nu m-am gândit la perspectiva mea ca primar în momentul când am intrat în PSD și am mai spus lucrul acesta. M-am gândit doar la faptul că din postura de independent era mai greu, era mai greu financiar, dacă vreți, nu de altă natură, că și Consiliul Local poate că era mai bine să fiu independent, dar în privința alocărilor, în privința unei protecții pe care ți-o creează apartenența la un partid, protecție, nu mă refer la protecție juridică sau de altă natură, că nu mă interesează,
Un confort, mai bine zis. Un confort în sensul că, uite, ai o deschidere la București, te duci... Susținerea proiectelor. Că Bucureștiul m-a ajutat, dacă e să spunem lucrurilor pe nume. Și chiar m-a ajutat consistent. Mai ales acum, în ultima vreme. Și am și amintit. În special pentru spital, cele 6 milioane au venit așa, de nicăieri, cum ar veni. Adică faptul că sunt, că eram membru PSD, că dacă nu eram, nu vorbeam de treaba aceasta. Sau bazinul de not, care n-a început, dar, e, dar este, este în Caransebe și se va face la un moment dat, pentru că e o, a fost deja o licitație și asta s-a întâmplat tot pentru că am fost membru PSD. Și dacă era numai acel bazin, eu eram mulțumit că am primit ceva. Este pe CNI parcă bazinul de ce, ăsta, nu? Față de, de investiții? Față de ce n-aș fi avut dacă eram independent și eram un... Pe bun, eu vreau să-l și vedem terminat, că eu chiar trec pe acolo zilnic și în afară de o prelată care s-a pus și construcția va începe, eu cred că până în iunie va începe și construcția acestui, acestui bazin de not. Așa am feedback-ul de la CNI. Pe de altă parte... Mai aveți un proiect, dacă vă întrerup. Care? Aveți un proiect pe Rakovița, Creșa, tot pe CNI. E, aici a fost mărul discordiei și de aici multe scandaluri. Și pentru că vorbim cu cineva din zona aici, și spune că nu se mai lucrează de vreo 3-4 săptămâni. Aici acolo. Chiar pot să fac niște dezvăluiri, pentru că de aici a pornit practic o parte consistentă a fricțiunilor mele cu partidul din care fac parte. Pentru că la un moment dat am tras un semnal de alarmă că cineva și-a băgat coada, publică, da. Și-a băgat coada și-a preluat această, această construcție importantă pentru noi, pentru caransebeșeni, din interiorul acelei părți a partidului care mi-era mie ostilă. Adică fostul pro-România, mă rog, niște oameni care au fost în PSD, dar care au zis nu, suntem cu Felix, că e slab, suntem cu ea, că sunt mai tari. În fine. Și am tras acest semnal de alarmă și uite că se pare că am avut dreptate. Pentru că cei de la CNI au venit și au, mă rog, i-au preluat lucrarea, s-au infiltrat pe acolo. Chiar l-am întrebat pe cel care a câștigat licitația, constructorul care a... Mă, dar zic, cum l-ai găsit tu pe Sorin Dragomir, că de el e vorba, singurul mare constructor din Caransebeș? Sorin Dragomir are firma sau are... A spus, am pus întrebări, zic, hai că spun eu cum l-ai găsit. Te-a găsit el pe tine. Ei urmăresc, sunt niște domni aici în Caransebeș care urmăresc licitațiile pe care le face CNI în Caransebeș, pe care le face primăria în Caransebeș și vă mai spun încă un lucru care l-am aflat ulterior și era să se întâmple o nefăcută și aici, noroc că nu s-a întâmplat, la licitația pe Angel Salini. S-au înscris vreo 5 firme, da. S-au înscris vreo 5 firme și a câștigat o firmă din Caransebeș. Foarte bine. O asociere, de fapt, că e din Caransebeș, dar mai e asociat cu încă cineva. Care nu e din Caransebeș, că probabil altfel nici n-ar fi putut să câștige. Firma de pe locul al doilea a fost iar o firmă cumva în care s-au infiltrat domnii aceștia de care vă povesteam eu. În frunte, cred că din nou în frunte cu Sorin Dragomir. Și ce a făcut el? După ce a câștigat licitația firma aceasta din Caransebeș, s-a dus la... Mergeți, faceți scandal, contestație, dacă n-am câștigat, măcar să încurcăm. Să se oprească lucrările vreo 6 luni. Adică să nu înceapă acum, înainte de alegeri, că acum îmi face mie bine să se întâmple lucrul acesta. Și ce să vezi, oamenii au venit, au încercat, au fost cazați la... acel hotel de care mai povesteam eu, primiți cu onoruri acolo și au venit la primărie și săracii s-au plecat cum au venit, că au constatat că totul s-a întâmplat perfect legal și n-au avut ce să conteste și au spus nici măcar nu putem să facem contestație. Atât de bine au fost făcute licitațiile încât, și toată procedura, încât n-au avut oamenii ce să conteste și au plecat cum au venit. Dar se putea întâmpla... Cum se mai întâmplă, că se întâmplă. Se contestă, durează, se iară, rezolvă. Ne blocăm. Cum se blochează Creșa? Asta, revenim la Creșa. Pentru că s-au constatat neconformități, pentru că oamenii ăștia au lucrat mai ieftin decât a fost lucrarea respectivă. Eu, nu erau banii primăriei aici, dar era o lucrare care se întâmplă în Caransebeș și mă deranjează că cineva are alte scopuri decât le am eu. Și atunci nu pot să fac echipă cu astfel de oameni.
Deci, vă referiți la... Acum, dăm nume și prenume, acum că m-ai făcut, am devenit și un pic virulent, că nu pot să mă abțin. Da. Când vă referiți la, la viceprimarul BV Pasăre, da? Mă refer și la el. Inclusiv, mă refer inclusiv și la el, pentru că oamenii lui lucrează acolo la Creșin. Nu lucrează Sorin Dragomir singur, cu casca de miner pe cap. Lucrează mai mulți oameni care, mulți dintre ei sunt, cum îi place lui Bebe să spună, sunt oamenii mei. La fel se întâmplă și la blocuri. Stați, la fel se întâmplă și la licitația cu blocurile. Și acolo am avut blocul ANL. Am avut informații că se întâmplă cam în aceeași manieră lucrurile. Sper că nu. Sau dacă se întâmplă să-și vadă de treabă și să lucreze cum trebuie. Eu n-am o problemă să lucreze Bebe, Pasăre, Sorin Dragomir, indiferent cine ar fi ei. Adversari, prieteni, n-are importanță să lucreze corect. Nu să umble cu fofârlici și cu tot felul de interese ascunse. Pentru că eu nu am pretins nimănui nimic, toate licitațiile au fost desfășurate corect și mă doare că munca care se întâmplă în primărie să fie căpușată de niște oameni care n-au făcut altceva decât au stat la pândă și să pună laba. Ca... Păi bine, dacă ar fi să-l întreba pe domnul viceprimar, spune că nu-i dați de lucru, de asta stă degeaba. Nu pot să-i dau de lucru lui, că el e viceprimar. El așa a zis că... Are alte metode... Bine cunoscute, nu, nu le-a inventat el. Ați făcut vreo contestație la cineva? Da, nu, iară vorbim... Vreo sesizare undeva? N-are rost să... Păi, deocamdată n-am, acum, sesizarea a făcut-o la CNI și CNI-ul a luat măsuri. Și am înțeles că Sorin Dragomir nu mai e responsabil. Asta mi-a spus-o chiar Bebe Pasăre, nu știu acum dacă e adevărat. Dar de vreo două săptămâni nu mai e el responsabil de lucrări și poate că e un lucru bun, dar mă doare că stagnează lucrarea. Că e o lucrare care ar fi trebuit să termine în luna iunie, anul acesta. Nu că tăiam eu panglica, nici nu vreau să mă, nici nu o să mă duc la inaugurare, sau merg la inaugurare, dar nu cu panglici și cu... Nu prea vă place să tăiați panglici, așa, am văzut că nu prea sunteți, nu facem chestii de genul ăsta. Până și la aeroport, m-am văzut la deschiderea anului școlar, abia când au deschis dacă, o... Nu, că știu că nu sunt, nici mie nu-mi place și știu că nici nu sunt apreciate de nimeni lucrurile astea. Am înțeles. Apropo de lucruri neterminate, întreabă cineva padocul. Cum stăm cu padocul ăsta, domnul primar? Ei, uite că astăzi am primit și la padoc, am primit așa o veste, nici bună, nici rea, că pentru autorizare trebuie și o mașină specială care o găsești mai greu și costă așa la mâna două vreo 16-20 de mii de euro pe care ne trebuie să o achiziționăm, că fără ea... Da, da, da. O mașină special pregătită, dotată cu aer condiționat, cu toate condițiile pentru fiecare animal și atunci o să ne străduim să facem și lucrul ăsta. Că pe lângă celelalte autorizări cu DSV, cu DSP, mediu și altele... Dar din punct de vedere al construcției, construcția e finalizată. Construcția e finalizată, numai că acum trebuie să obținem autorizațiile. Și una, o parte importantă a autorizației este și această mașină. Și o să demarăm procedura de achiziție a ei. Am înțeles. Și dacă vorbim și atunci de... chiar vom fi, nu știu, cândva anul acesta vom fi în regulă și cu padocul acesta, dar am văzut un comentariu acolo, l-am văzut ieri, dacă îmi dai voie. Da, chiar vă rog, că am mai sărit. Cineva a trecut așa de la drumuri la câini sau nu știu. Mai era unul cu pod de la... Câinii sunt tot mai mulți, mai mari și mai periculoși, ceva de genul ăsta scria. Aha, acum, probabil. Nu contest faptul că... Mulțumesc pentru un mesaj. Au fost câini tot timpul în Caransebeș, că asta ne este cultura noastră. Nu suntem numai noi de vină. Nu o să reușim, eu cred că niciodată nu o să reușim, nici când o să avem padocul. Și dar în Istanbul avem, sunt câinii pe stradă. Serviciul de ecarisaj, atâta vreme cât și populația nu este disciplinată. Nu avem cum. Este imposibil. Dacă mai pui la socoteală și intrările din altă parte, că se mai practică, că vin, s-aruncă din mașină în altă parte, e o situație care nu se va sfârși niciodată. Oricât de autorizat am fi și de cât de pregătiți am fi și de și ce condiții am avea. Până nu intervine și poliția animalelor în ecuația aceasta, că noi am putea să trăim și fără padoc, dacă stau bine să mă gândesc. Dacă populația ar fi civilizată, să-și păstreze, să-și cipeze, să-și sterilizeze animalele, n-am avea animale pe drum. N-am avea de ce să am padoc și să mai fac investiții din bugetul propriu și să plătesc cu oameni pentru treaba aceasta. Deci, undeva ceva se întâmplă în comunitate, oricât ai fi tu de primar și de preocupat și suntem, nu o să reușim. Eu sunt 100%. Iar cât despre pericolul cu câinii, nu știu,
Nu mi-amintesc ca cineva să-i fost mușcat de câine, pentru că câinii liberi nici nu sunt agresivi. Sunt agresivi cei din curte, eu știu, dacă intri într-o proprietate. Poate au fost, poate greșesc eu. Dar, într-adevăr, te sperie. Un dulău care trece pe lângă tine nu îți creează confort. E vorba de educație, cred că, până la urmă. Eu am fost în Istanbul, în centrul Istanbulului, orașul istoric, este plin de cuști pentru pisici. Care umblă, se duc, se alimentează, sunt oameni care le hrănesc. Bine, noi nu trebuie, noi trebuie să ne raportăm la o zonă mai încoace către noi. Așa ne ducem în Africa, nici nu există conceptul de sau eu știu. În Asia mănâncă câinii oamenii, deci sau pisicile. Și nu cred că ar fi o situație plăcută să se întâmple lucrul acesta și la noi. Dacă vorbim de lucrări, vreau să vă întreb, apropo de lucrările care au început de la Caraș, cu toate aceste săpături, ce lasă în urmă? Pentru că se plâng oamenii că lasă foarte multă mizerie în urmă. Lasă pentru că au un contract foarte proscut și foarte diferit de ceea ce el știa. Sau care e firma, parcă? Nu e vorba de firma, e vorba de contractul pe care l-a făcut Aqua Carașu cu firma Erbașu. Și ce finanțare au, pentru că eu mi-aduc aminte la debutul proiectului, când ne-am adunat cu toții la Consiliul Județean, toți reprezentanții comunităților din Aqua Caraș, mi-aduc aminte de un lucru. Se va lucra orice stradă care va fi afectată de săpături, va fi refăcută complet. Atenție, complet! Nici de cum, așa cum vin acum și spun că nu doar pe o porțiune de 1,5 cu încă 30 de centimetri dincolo de săpătură sau cât o fi, nu știu. Asta unul la mână și doi la mână, că se lucrează curat, că se povești, încarcă. Ei nici măcar nu au unde să depună materialul pe care îl excavează, pentru că acel material, pământul, cea mai mare parte din el, nu mai vine înapoi. Acolo trebuie respectate niște proceduri, strate, nu știu, pietriș, piatră, granulometrii diferite și munții aceia de moloz. Ei tot îmi reproșează mie că eu nu le ofer un loc unde să le depună. Păi nu am unde să vă ofer, că nimeni nu... A fost discuția în Consiliul Local, cred că acum ați avut această discuție. Pentru că eu am probleme cu mediul. Eu nu pot să zic, aruncă-le pe câmp acolo, că trebuie să ai totul bine stipulat. Adică trebuie să ai bani pentru treaba aceasta, pentru că Transalul ar putea să preia molozul. Contracost, bineînțeles. Dar ei nu au finanțare. Ei așa afirmă că nu au finanțare. N-au prins în proiect treaba asta. Și atunci noi aruncă cu primarul, nu ne dă... Ca să cadă cumva iară, să pic eu prost în toată treaba aceasta. Bun, deși, și ce pârghii aveți ca să puteți să îi țin control cu nu toate le dau autorizație, nu le dau permis de spargere până nu finalizează tronsoanele de pe care au lucrat. Și până la urmă o să pățim ca și cu Creșa, o să pierde finanțarea. Bine, și noi o să avem de suferit, că și noi suntem cofinanțatori, dar într-un procent mai mic. Pe ei o să-i doară mai tare. Asta e problema. Dar nu vreau să ajung acolo. Eu vreau să lucreze. Să... Mai avem probleme și cu avize de la cultură, pentru că municipiul Caransebeș nu e un oraș așa simplu cum sunt celelalte. Avem multă istorie sub noi și sunt anumite tronsoane, străzi pe care, sub care sunt ruine și care trebuie... Traian Doda, unde care trebuie lucrat supravegherea muzeului. Dar și aici s-au deblocat lucrurile. Și acolo avem proiecte cu trotuare. Și vor fi multe șantiere, așa cum spuneam, foarte multe șantiere, mult mai multe decât sunt în prezent. Vă avantajează în viitoarea campanie alegeri locale și tot ce urmează sau vă dezavantajează ca primar? Da, pe de o parte nu. Dacă se lucrează în maniera asta, nu mă avantajează. Faptul că se lucrează e un avantaj, adică un avantaj. E normal, adică e un lucru bun că se lucrează, înseamnă că e un oraș viu în continuă dezvoltare. Dacă nu se lucrează niciunde, e un oraș mort. Domnule Dumbrava, n-am aflat de la dumneavoastră nici ce vreți să faceți în continuare, nici pe cine susțineți, în afară de faptul că îmi spuneți că agreați și un punct de vedere liberal și sunteți în continuare prieten cu Felix Borcean. Nu ne dați prea multe amănunte. Ne lăsați așa să fierbem noi presa, cei din presă. Ce... Nu, v-am spus foarte clar. Intențiile sunt să nu mă implic cele într-un procent foarte mare. Doar dacă o să văd într-o parte sau în alta, niște proiecte foarte serioase și să fiu solicitat să fac parte din ele. Am avut discuții
chiar la Reșița și astăzi, de exemplu, cu domnul președinte, vis-a-vis de ceea ce urmează la Reșița. Ei au finanțarea pentru spital nou. Și am spus că la momentul când se dă drumul, fie din punct de vedere, din partea ca și antreprenor, pentru că asta am făcut, adică să mă duc din privat și să susțin acea lucrare, fie ca un consultant, sunt deschis la orice lucru care aduce valoare județului. N-am nicio problemă. Dar nu sunt avid, după o funcție politică, să, nu știu, alerg, nu mă interesează lucrul acesta. Dar cum l-ați sfătuit pe Felix Borcean, dacă, să zicem, în eventualitatea faptului că, nu știu, PSD-ul zice pas la Felix Borcean și atunci, domnule primar, mă gândesc că alegeți varianta de independent. Cum l-ați sfătuit? Cum își face echipa? Pe cine să aducă în echipă? Păi nu mai e ce echipă să-ți faci atunci. Păi trebuie să fie cineva și în spatele noastră care să vă susțină. Eu știți cum e cu acea deplasare în cartier? De care... Cel mai mult, întotdeauna m-am bazat pe echipa din primărie și am căutat în cei 8 ani să așez lucrurile așa cum mi le doresc eu. Și nu sunt 100% mulțumit nici de ceea ce se întâmplă la primărie, dar sunt cu mult mai mulțumit față de ceea ce se întâmpla până în 2020. E o atmosferă mult mai bună, se lucrează mult mai bine, au și fost multe proiecte, oamenii s-au învățat și asta e cel mai important, să lucreze pe astfel de proiecte, să facă achiziții, să lucreze cu consultanță, cu, mă rog, toată diversitatea aceasta de acțiuni cu care n-au fost obișnuiți, să gândească după capul lor, să nu vină doar la primar să întrebe, de aici cum fac, cum pun paharul ăsta, îl pun așa, așa, să vină cu sugestii, să purtăm discuții. Asta e echipa cea mai importantă, că până la urmă cu asta lucrez, noi suntem un executiv. Acum, în plan politic, dacă nu va fi un lucru, e cert. Eu nu o să merg cu alt partid. Asta e cert. Adică dacă, prin absurd, să zicem, PSD alege altă variantă, o să merg independent. Nu vreau să supăr pe nimeni. Și dacă o să mergeți cu partidul, dacă partidul vă cere, zice... Ceea ce este cel mai probabil, da, ce? Dacă vă cere partidul, vreau să văd lista completă, îl pui pe X, pe Y acolo, vreau, nu știu, vreau city manager pe, nu știu, X... Nu. Astea nu sunt negociabile. Se negociază totul când e vorba lista de consiliu local trebuie să-și o asume președintele și candidatul la primărie. Dacă nu am eu lista, nu pot să merg mai departe cu discuțiile, nu are niciun sens. Pentru că vă întreb acest lucru pentru că ați spus de multe ori în declarații că ați simțit și nici nu puteți să-i trageți la răspundere pe consilierii locali pe care aveți la ora actuală, că nu i-ați ales dumneavoastră. Eu i-am adus pe lista respectivă. Eu am venit în partid la 2 ani după ce... Pe cine a spus dumneavoastră a fost city managerul, parcă, clar, tot ca o negociere politică, mă gândesc. Trebuie să-mi asum până la urmă, da. Rămâne Florin Boc de alături de dumneavoastră? Trebuie să-l întrebăm și pe el. Așa cred, din câte știu eu, da. Deci își dorește în continuare funcția de city manager. Nu cred că are altă opțiune. Acum depinde și ce păi se întâmplă pentru că, cu mine. Vă întreb pentru că era incertă situația lui. Nu știu, suspendat 6 luni din partid. E suspendat, nu e suspendat. Deci funcția aceasta nu ține neapărat de politică. L-am pus, a fost o înțelegere între noi acolo. Nu ne-a impus-o partidul la vremea respectivă. Eu cumva mi-am depășit obligațiile față de partid. De fapt, nici n-am avut o obligație față de PSD. Eu puteam să, în momentul în care am devenit primar, puteam să mă întorc cu spatele și să... Dar faptul că eu sunt, în general, un tip fair play. Nici nu-mi place să mi se ceară ceva, dar știu cât trebuie să dau. Sau poate dau chiar mai mult decât ar trebui în unele situații. Dacă simt că grupul acela sau persoanele acelea merită. Și am zis, da, PSD a fost cu mine, am avut city manager PSD, avem directorul SPIR, este PSD, managerul la spital nu era la vremea respectivă, nu eram nici eu în partid, nu aveam vreo obligație să pun pe cineva din partid, dar a venit cu funcțiile noastre în partid. Da, dar la fel de bine, am și directori, nu,
primărie. Directoarea de la piață este liberală, nu? Cunoscută. Lumința Verde. Nu poți să-i smulgi săgeata galbenă din inimă. Ați încercat? Nu, dar nici nu vreau. Nu am constrâns-o niciodată, n-am spus acum, da, trebuie să vii la PSD, că dacă nu vii, s-a terminat. Eu de asta mi-aș și dori o alianță, o listă comună, ca să rămână lucrurile oarecum într-o matcă. Păi la listă comună nu mai vorbim de independent, domn primar. Asta a fost o chestie prea așa, în afară. Adică cum? Nu, ce partid liberal? Când e listă comună. Când e listă comună, adică trebuie făcută împreună cu PNL, în cazul ăsta cu PNL-ul. Păi da, dar din partea partidului meu sunt oamenii pe care eu îi propun. Da, nu mi-i propune altcineva. Da, bineînțeles. Și de la ei? Sigur, de la ei. Asta spun. Nici nu o să puteți să vi se impună. Că, de exemplu, să zic că, uite, trebuie să-l împăcăm și pe Bebe Pasăre, a fost, ne-a susținut politic. Când ne-a susținut? Vă solicit să lucrați împreună. Și... Când ne-a susținut politic? Când nu votează proiecte din Consiliul Local? Când nu votează organigrama primarului, care n-ar trebui să aibă nici măcar, că atunci s-a rupt firul iubire de tot. S-a rupt de mai adică multe ori, dar... Tu poți să argumentezi în orice, pe orice proiect de hotărâre, indiferent de natura lui, pe buget, pe, nu știu, diverse proiecte, putem să purtăm discuții, dar niciodată pe organigrama aparatului primarului. Nu ai tot ce să cauți acolo să... Ce și-a dorit parcă să schimbe? Era ceva, o schimbare importantă. Ia zic că vede diferit lucrurile, dar i-a spus, tu nu ești primar, eu sunt primar. N-ai cum să vezi diferit lucrurile pentru că tu nu conduci primăria. Când vei conduce primăria, adică niciodată aici în Caransebeș, poți să discuți treaba asta. Nu dar... puteți ști dacă e niciodată. Ba, e niciodată, spun eu. Fiecare e cu șansa lui până la urmă. Nu. Nu cu asta sunt de acord. Poate orice să... Da. Deci nu o să puteți lucra niciodată cu, de exemplu, cu Bebe Pasăre în continuare, ca și viceprimar. Puteam să avem o relație, dar s-a dovedit faptul că nu suntem compatibili și automat exclusă orice colaborare. Compatibil atunci să înțeleg că din primărie, din actualul aparat propriu, rămâne Florin Bogdan ca city manager, pentru că și aici funcția asta mă gândesc că e dorită. Prin oraș se zvonește că ar mai fi câteva nume care și-ar dori. Ar cineva primar, funcția asta. Poate să se discute. Poate își dorește și el altceva, cine știe, că nu acum nu n-am discutat. Nu. Dar n-ați să-ți mulțumiți de sigur că sunt mulțumit și dacă n-aș fi mulțumit nu era. Nu ar mai fi fost, că e simplu să-l schimbi, că la el e cea mai volatilă funcție. Da, se pricepe, adică am învățat odată cu funcția, că nu m-am mai făcut. Dar am mai avut proiecte și pe la școală, deci pe partea asta de proiecte europene, mi-a spus asta era partea lui, partea de proiecte europene. Bebe Pasăre avea cea mai importantă misiune, practic, din viața unui funcționar din primărie, unui primar sau viceprimar, să ai spirul pe mână, un an jumate. Cât l-a avut. Păi mai mult decât să dovedești acolo, să dovedești pricepere, implicare, era simplu. Nu mă interesa cu cine lucrează, nu i-am impus vreodată să lucreze cu vreo firmă. L-am lăsat timp de un an jumate. Până am spus, gata, aici nu ne mai potrivim. Nu mai spunem de ce și cum că... Ați mai spus într-o conferință de presă. Adică sens, ați explicat da. Lucrurile clar. Întreba cineva un viitor mandat pentru... Cine vedeți ca city manager, Dumbrava sau Bogdea? Chiar întrebam mai devreme. Poate să fie oricare. Poate să fie și domnul Dumbrava. Sau poate un al treilea, eu știu, se vehicula, nu știu. Liviu Jigorea din primărie, înțeles că ar fi iar o variantă. Era o variantă pe care eu mi-aș fi dorit atunci. Doar că am zis că haideți că uite, suntem cu PSD, acum am înțeles și Liviu, e director, e mulțumit, nu se pune problema, nu e genul de om care să... bate din picioare și să spună mai era aici aș merita și eu. Poate să fie și primar, Liviu, la fel de bine. Interesant, da. Ar fi un tânăr foarte potrivit pentru funcția aceasta, după atâta vreme, după atâta pricepere pe care a dobândit-o în timpul serviciului în primărie și câtă implicare a dat dovadă de-a lungul acestor ani. Bine, el cred că e în primărie de pe vremea domnului Vela, nu cred din că l-ați adus noastră. Din 2015, a ajuns să fie chiar
Un pic, un an. Da. Nu? Scrie, vorbește lumea de negocieri cu domnul Popa de la Reșița în cazul în care PSD nu-l mai susține pentru Forța Drepte. Este adevărat sau nu? Nu e adevărat absolut deloc. N-am Sunt speculații. În primul rând, Nelu Popa este liberal și în al doilea rând n-am avut nicio negociere. Asta nu înseamnă că nu-mi place mie, nu mi-ar plăcea să am o construcție cu Nelu Popa. Da, e unul dintre... Știe foarte bine că avem o anumită compatibilitate. Și ați spus-o de foarte multe ori, că da. Îl admirați pentru da. Proiectele în educație și care l-a desfășurat nimic, în administrație. Și în general îmi place de Nelu Popa, da. E un tip pe care eu îl apreciez. Păi probabil că de fapt o felul de presupuneri și de supoziții și de orice discuții la nivel de județ se interpretează că nu, ar pleca la avut, comun nu, la Forța Dreptei Nelu Popa cu Dunca n-am sau... N-am avut nicio negociere cu nimeni, dar asta nu înseamnă că nu, adică nu aș fi fost curtat. Am fost curtat de Forța Dreptei, am fost curtat de... Am spus, sunt în PSD. Ați fost în USR? Nu, n-am fost. N-ați fost? Am bătut la ușa lor, le-am spus că ar fi bine dacă ar merge cu mine în 2020. Au zis că sunt penal și... Și acum s-a spus că le pare rău, dar e târziu. Penal în 2020? De ce? Păi da, era, știi cum era. Atunci aș dacă ciripea o pasăre ceva, era... Cum vedeți parcursul USR-ului de atunci, de la momentul acela? La nivel național vorbesc. Nu, că în Caransebeș... Câțiva exponenți de marcă care, mă rog, unii au confirmat, unii nu. Nu știu ce să zic, nu e treaba mea, că nu fac politică la... Și dacă facem acum așa, că ne mai întâlnim și după alegeri, cum vedeți alegerile astea din punct de vedere matematic? Sunteți profesor de geografie, dar cred că cumva v-ați gândit... Geografia are multă matematică și fizică. Exact, cum se împar voturile astea. Mulți vorbesc... Adică geografia nu-s numai cu capul nori, mai sunt și pe... Mulți privesc depreciativ inclusiv meseria de profesor, că de asta suntem unde suntem ca țară. Că cine o privește? Oamenii ăștia care n-au făcut mare lucru în școală, dar se laudă că au făcut altceva, dar au reușit prin alte. Și iată care sunt urmările, profesor, care ajung să fie victimele elevilor într-o da. Societate... Cum văd, spuneai, matematic? Da, dacă ar fi să vă... Ne gândim deja peste două luni, nu? Că mai e puțin. Avem așa, PSD, poate că avem pro-România sau nu, avem USR cu dreapta liberală și așa, avem... Spun doar că o să fie un... Din nou, un consiliu local PNL, care poate să aibă 4-5 formațiuni politice în structura lui. Asta pot să spun. Și voturile se împart? Cum se împart voturile? Cum simțiți e că... Mai, cred că va fi undeva la nivel de consiliu local PSD și PNL vor fi cam tot la 30%, adică 30%, 30%, restul voturilor ducându-se către celelalte formații. 6 consilieri? 6, 7, depinde, poate se schimbă. De fapt, și în alegerile trecute ceva n-a fost în regulă acolo. Am impresia că trebuia PSD-ul să câștige, să aibă un consilier în plus, dar mă rog, asta s-a întâmplat și gata, nu mai are rost să dezgropăm morții. Asta în cazul ar putea să aibă un consilier în plus PSD-ul anul acesta. Și susținerea dacă către județ, primarul. Către candidatul PSD, Silviu Hurduzău, cum vor merge procentele? Ajută Caransebeșul în situația în care dumneavoastră rămâneți candidatul PSD? Pentru că aici era marea problemă. Normal, a liderilor trebuie, adică sigur politici. Trebuie să ajute, normal că ajută. Acum depinde și cum se poziționează restul, că până la urmă asta era marea problemă, ce se întâmplă cu ceilalți care sunt supărați. Dar te poți gândi ce se întâmplă și cu mine dacă eu sunt supărat. Să ieși în matematica aceasta. Atunci cred că totuși cea mai bună formulă este să rămână alături de mine. Fără falsă modestie, cred că cel mai bine PSD-ului ar ședea cu mine în candidat. Deci asta e varianta numărul 1. Și trebuie dacă să... luăm varianta numărul 2... Trebuie în care... să recunosc. Și dacă luăm varianta numărul 2 în care dumneavoastră sunteți independent, cum vor fi... împărțirile la... Nu știu, acum nu o să spun vă rog, nu mai votați cu Hurduzău sau nu o să fac o anticampanie nimănui sau campanie. Până la urmă nici nu mi-ar sta bine.
Eu trebuie să-mi văd de treaba mea. Până la urmă, eu mă gândesc la mine întotdeauna. Fiecare individ se gândește la el în primul rând și așa e firesc. După care, dacă mai rămâne loc și de restul, sigur că fiind într-un partid, o să ne poziționăm așa cum trebuie, cum e firesc să fii într-un partid. Sunteți modest, ca de obicei, domnule primar. Modest, sunt obiectiv, încerc să fiu obiectiv. Modest aici, și răbdător până când odată, ca niciodată. Cum vă știu eu? Să nu ajungem acolo, la niciodată. Eu am militat, chiar dacă de ani bun de zile, 10 de ani, și în România, dar și în Europa, am luat așa în mintea mea, de exemplu, Germania, când CDU, partid de dreapta, a făcut coaliție cu SPD-ul și nu venea să cred. Și au conviețuit, au dus proiecte împreună, au avut creșterile cele mai mari economice. Am văzut și la noi mandatul USL-ului, când vorbesc ca om de afaceri, au fost cele mai bune legi fiscale care au trecut și după care noi am funcționat. Mai până anul trecut, când lucrurile s-au schimbat un pic, pe motive obiective sau nu, nu mă pronunț acum. Repet, lucrul nefirește altfel în mintea mea, că am zis stânga e stânga, dreapta e dreapta. Istoria ne-a demonstrat că trebuie să conviețuim și nu neapărat ca să nu dai șansă partidelor extremiste, pentru că aici eu spun, nu peste tot, vorbim la noi, foarte extremiste n-am avut noi partide, am avut mai mult partide naționaliste. Și ele, până la un punct, sunt foarte ok pentru țară. Și dacă ar fi vreodată să câștige un partid mai extremist, naționalist, oamenii aceștia care vorbesc atâtea și sunt foarte, foarte vocali și foarte duri, ei vor fi foarte repede puși la punct după ce ajung la butoane. Că vine aparatul de stat care apără interesele naționale și atunci ei se temperează foarte ușor. Ei, eu am fost în contextul ăsta militant și săptămâna trecută am spus-o. În unirea forțelor stânga cu dreapta, adică liste comune de ceea ce vorbea domnul primar, tocmai ca să fie o majoritate și o stabilitate. Noi am vorbit acum de partidele astea mari. O stabilitate pot să aducă în ecuația noastră de la Caransebeș și asocierea cu alt partid care poate să aducă 3 sau 4 consilieri. Important este, chiar dacă... Care ar fi acela? Auro? Să-l vedeți? Nu știu, poate să fie. Dreapta Unită. Dreapta Unită sau careva. Ceea ce eu îmi doresc pentru Caransebeș... Cu stânga dezbinată. Ceea ce eu îmi doresc pentru Caransebeș și pentru Caraș este stabilitate. Circul care a fost în mandatul acesta la Consiliul Județean, pentru că unii liberali au trădat, știți foarte bine. Și faptul că, uitați-vă, bugetele, cred că a fost ultimul buget care s-a votat la un județ în țară, la noi în Caraș. Adică lucruri de care oamenii suferă, aici sunt destine, sunt firme care suferă. Trebuie să vedem interesul general, nu interesul personal sau orgolii. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, e bine. Dacă nu, după părerea mea, vom avea tot și candidat asta de 2 lei, vom sta pe loc și societatea... Da, Felix este obișnuit să aibă forțe ostile și a făcut slalom printre ei. A intrat într-un partid și eu la fel, ca să aduce un pic de liniște și mai mult plus valoare. Dacă lucrul ăsta când e liniște, domnule primarul, prea e bine. Trebuie să fie, să vină furtuna. E mai puțin plăcut pentru presă, pentru opinia publică, că pentru ne place cancanul. Vă place să fie plăcut, scandal. Da. Și eu spuneam așa, mai în glumă, mai în serios, că m-am obișnuit cu bătăliile, cu parcă nu șade bine când e prea liniște și mă descurc bine în scandal, dar nu e plăcut, că e un consum pe care nu îl cuantificăm și nu se știe unde se duce și e bine să ne vedem de treaba noastră, să meargă lucrurile cât mai liniar, în condițiile în care am mai spus lucrul acesta. Eu am dovedit în 8 ani că nu mai trebuie să, eu nu trebuie să mai spun acum că nu se fură, că nu
vin, că eu sunt cinstitul lumii sau nu știu ce. Am dovedit-o, adică nimeni nu poate să mă acuze de anumite lucruri. Și toate șicanele astea care mi s-au făcut de-a lungul timpului, ședințe de consiliu local, în politică, în penal sau oriunde, n-au făcut decât să mă întărească și să-mi dea cumva liniștea asta mai nefirească pentru mine, că v-ați obișnuit să fiu mai vulcanic. Dar m-am obișnuit, m-am liniștit și liniștea asta îmi vine și din faptul că se lucrează, că se văd rezultate în sfârșit, că încep să răsară niște lucruri. Păi anul trecut și anul ăsta cred că arată bine, cel mai mare proiect european. Că arată bine spitalul, că școlile vor arăta și ele bine, că se vor reabilita toate, că vor fi dotate cu aparatură, cu mobilier. Merg bine și proiectele acestea de renovare a trotuarilor, a străzilor. Facem spații frumoase în cartiere, locuri de joacă. Și avem deja rezultate. Au cam tăcut și cei care spuneau că n-am făcut nimic. Ne mai sunt probleme, mai sunt probleme. Că, de exemplu, chiar aici... Niciodată nu se vor sfârși probleme. În zona aceasta, de la Potoc în sus, însă... Era o întrebare, că eu am timp acum. Asta e avantajul unei emisiuni de felul acesta, că ai timp să te mai uiți și tu și... Am văzut... Întreba cineva, când credeți că se vor finaliza toate lucrurile acestea pe care le propune? Și am spus, nu știu, nu știu să spui. Probabil niciodată, pentru că tot timpul te vei confrunta cu provocări noi și vei vrea ceva mai bun și lucrurile vor trebui schimbate la un moment dat. Cartierele vor trebui peste nu știu câți ani, dar asta cine știe cine le mai face. Și pentru că sunt 2 ore și jumătate de cărătate aici, poate nu v-ați dat seama, o trecut repede. Mai am o întrebare. Mai puțin de 2 ore jumătate, că tu ai întârziat și... Da, am întârziat un minut. Mai o întrebare, ești tot de politică. Domnule Dumbrava, ați negociat cu PNL-ul în numele domnului Felix sau cu acordul acestuia? Parcă așa ați menționat nu demult într-o emisiune. Nu, hai că spun eu cum a spus, că eu am fost un pic deranjat atunci de o afirmație. Și Felix știa de toate astea și ai spus da, știa. Dar cumva ceea ce a spus a fost corect, doar că cumva se transmitea faptul că eu, Adi Dumbrava ar fi fost solul meu la o negociere cu PNL-ul, ceea ce nu a fost așa. Noi povesteam. O parte dintre cei care priveau au spus, ăsta negociază și primarul știe și fac eu o schemă acolo. Dar da, tot timpul mi-a spus, o să mă întâlnesc cu Vela, o să mă întâlnesc cu nu știu cine, și după aceea discutam și ce s-a mai discutat acolo și știam, dar niciodată eu n-am spus, du-te și negociază pentru mine, ia-mă la pachet cu tine și chestii din astea. N-a fost niciodată vorba de așa. Că eu... Dar a avut discuția, să mergem la pachet. Am avut discuțiile astea și mi-aș fi dorit lucrul acesta. La un moment dat, chiar și domnul Vela, când am discutat, a zis că e deschis la o discuție. Că nu... De se renunță la orgolii, să înțeleg. Cum Felix a renunțat la orgolii și pe partea cealaltă. Nu s-a întâmplat pentru că acum, clar, asta e părerea mea și asta dă dovadă. Pe de altă parte, dacă venea și spunea, uite, Vela a spus că tu vii acum, ești candidat, i-aș fi spus, nu sunt în PSD acolo. Exact, asta trebuie să spun pas, nu merg. Felix a ținut mult. Adică se soia partidului până când partidul nu vă mai vrea. Dacă nu, se va acum, întâmpla acum același, nici acest nu mai lucru. E cazul, că am spus, dacă cumva printr-o absurd, să zic, un absurd care în politică poate să fie oricând... Absurd că uite, întârzie lucrurile și atunci te face să te gândești. Dacă s-ar întâmpla, eu asta am spus, o să candidez independent și... Sunt 2 variante până la urmă și mai avem puțin timp până o să le aflăm. Dacă n-ar fi fost, e părerea mea și Felix, cum îl știm, deschis și sincer, confirmă sau infirmă, dacă n-ar fi fost relația și la șicanele pe care le-a făcut PSD-ul local, n-ar fi fost relația lui și respectul pe care l-are față de București, ca să vorbim la modul general. Da, probabil că era mă ține încă în faptul că niște oameni totuși au făcut niște promisiuni. Cred că există fair play și în politică. Cât mai e el așa? Nu cred că trebuie să ne pierdem chiar
Și nu vreau eu să fiu cel care... cel care va avea... Noi am vorbit și era varianta asta. Fezabilă, ca un partid mic, unde eu am o afinitate față de oamenii de acolo, Alianța Renașterea Națională, în ultimul timp. Era o idee să constituim noi un partid acum 2 ani de zile local. Chiar și prin 2018. Și chiar și până, da, mai de mult. A căzut pentru că relația cu Sorin Grindeanu al lui Felix a fost importantă și... Ne-am gândit la treaba asta de prin 2018, când am... Da, știu, a spus domnul Dumbrava la emisiune aici. Atunci a apărut și Adi prin Canal Sebe și atunci ne-am cunoscut prin înainte de 2018 și puteam să facem o construcție care putea să aibă și succes, dar avea un succes local, adică nimeni nu te băga în seamă mai sus, la nivel județean, tot un independent eram. Până la urmă, cu niște consilieri, așa ziși, partinici, dar de fapt independenți, care nu făceau parte dintr-o structură și mai mare, să... care să aibă deschidere. Și atunci era poate o victorie de orgoliu, de... îi băteam, câștigam, dar ne mulțumeam cu puținul ăsta, care înseamnă câștigul ăsta unei funcții, care nu, dacă nu și faci ceva, e degeaba. De asta am și trecut în PSD. Că la PNL nu mai puteam atunci, era... Așa a fost. În regulă, deci nu vă îndreptați pe nicio alianță, să zic așa, din ce, domnule Dumbrava, din ce se spunea, se auzea că făceați lobby pentru domnul poate primar. Face, nu se știe, nu mai, poate face și alianță, cine știe, treaba lui. Lăsați-l în pace. De mine sau ca și grupări politice, întrebați? Nu de dumneavoastră personal, că din ce văd aici, dumneavoastră ați... dat așa un pas înapoi, vreți clar să vedeți ce face Felix Borcean și care este urmarea, nu? Eu asta înțeleg. Cel mai bun lucru l-aș vedea această combinație cu PNL-PSD, chiar și cu liste comune acum, sau dacă nu se poate acum, post-electoral. Ar fi cea mai plauzibilă asta spus variantă. Și, și am spus-o nu numai din contextul politic, și frământările astea care au fost la nivel de spital. Că venirea mea ar vrea să fie ca un liant aici local, venit cu un aer altfel, și acum asta am încercat să fac fără un să văd candidat și fără să văd Consiliul interes, Local să fie majoritar pe fără să pe văd interesele mele personale sau să mă ocup eu, ci să, ar, să zic așa, să aliniez niște astre, să încerc să aliniem niște astre împreună și scopul fiind acela. Orașul să prospere și toți la... Păi și atunci ne întoarcem din nou la oameni. Oamenii trebuie să se cedeze. Da, trebuie să lase orgoliile și interesele personale. Pot să zic că, uite, domne, că și un PSD-ist poate să facă lucruri bune, că toată lumea, că PSD-ul e rău, că toate sunt cam la fel. Adică sunt oameni care aduc plus valoare comunităților lor, sunt oameni care, indiferent de partid, n-aduc. Și atunci, eu tot timpul mi-am dorit, că nu mă interesează până la urmă, cum te vede din punct de vedere politic. Ci invers, dacă vor spune, da, ăsta e un om ca lumea și partidul din care face parte e ca lumea. Pe plan local și aia se poate extinde așa. Și partidele astea trebuie reformate cu niște oameni care aduc valoare. Și nu imaginea partidului tot... se formează după om. Exact. Și da. Pe cate jos. Mai avem puțin, o trei și o vedea, nu mai e mult. Am crezut că mai avem puțin din mai avem, din m-a terminat timpul de emisie, deja Doru îmi face semn că s-au încălzit butoanele aici. Da. Mulțumim frumos. Și audiența a scăzut că la domnul Damian. Cam pe aici, e tot pe 100, 100 s-a prăbușit, s-au culcat caransebeșenii. Nu-l vorbiți de rău pe domnul Damian acum, vorbiți în campanie dacă doriți. Că... E un personaj simpatic. Mai un pic de asta spun. Mulțumesc frumos, domnilor, Felix Borcean, Adrian Dumbravă. Mai este puțin, noi suntem tot aici la butoane să observăm care este mersul și vă așteptăm, nu știu, poate... Peste trei ani tot împreună. Una la mână, dar așa mai aproape un pic. Vă așteptăm aici, în emisiune, să ne spuneți păi, verdictul. Poate facem în seara alegerilor un live aici. Facem un live. Sau poate acum, mai recent, când PSD-ul zice Felix Borcean, candidatul pentru... Până atunci, sper să ne vedem săptămâna viitoare. Primărie. Să luăm câteva imagini după secția de interne. Să fim din nou împreună, să ne bucurăm că... Da, uitați. Și să ai cât mai multe emisiuni la spital,
până se satură lumea, zic, domnule, ce-i cu spitalul? Pentru că, hai să ne internăm! Pentru că lucrurile bune care s-au făcut și eu chiar mă bucur că, uitați, mai vorbim și de lucruri bune și de ce în ce mai des și la spital și în oraș, să fac cu oameni, cu ajutorul oamenilor și tragem toți și, în aceeași direcție. Și cu răbdare. Și cu răbdare. Vorbim de răbdare, înseamnă că aveți răbdare, domnule primar. Asta e leitmotivul emisiunii. Răbdarea, cheia. Să vedem titlul de articol. Cât mai ține răbdarea lui Felix Borcean. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Fapte din această seară. Felix Borcean și Adrian Dumbravă aici alături de mine. Toate cele bune!